Au distrus efectiv ideea de educație Pentru că aia nu a fost educație Ăla a fost dresaj Băi, școala dată, dată Eu chiar lucrez într-o școală particulară Într-o țară normală N-ar trebui să existe școli particulare Chiar n-ar trebui Eu nu sunt expert în educație Sunt doar un om cu multă experiență Marcel Bartic Profesor de istorie Activist în domeniul educației După aproape 20 de ani la catedră În școli de stat sau private În mediul urban și în cel rural Și-a deschis o școală privată Militează pentru reducerea inegalităților, este un susținător al vocii elevilor și al respectului față de aceștia este moderator al emisiunii de radio Academia Europa FM. Știi ăștia scarătuștele așa? <laughs> și ăla își umple buzunarele de șpot și merge și ci că îi educă pe ăștia să facă medicină, știi? Uite, fac o, fac o paranteză cu sistemul finlandez, mult mitizatul sistem finlandez. întrebă pe copilor, bă, te simți ok, ești bine. Asta ar trebui să facem prima dată. Dar pe noi nu ne-a învățat nimeni în facultate, recunosc. Contrar tuturor ă, ălora care urlă că le mm -hmm. distrugem inocența copiilor, altă, altă formă da, de prostie da, da. pură. Așa. Au zis, satana! Dar adulții lui Pește Noi ăștia, generația deștepților din școala de altă dată, dar ce a făcut noi să răjugă copiii acolo? Nu așa trebuie făcut. Dar măcar am avut onestitatea să înțeleg lucrul ăsta și zic, bă, ceva nu fac bine. Ok, și după aia mi-am dat seama. Știu că sunt foarte mulți care se smiori acum să plâng, da, domnule, parenting-ul ăsta modern ne-a dat sistemul peste cap, Nu, nu, nu există așa ceva. Mai bine de 50% dintre părinții din România nu au mai mult de 10 clase peste jumătate da. Și asta e un alt refren. Ne fugărește materia, ne... nu mai avem timp. Serios? Da, de ce? Școala era ocupată cu alte lucruri, cu multă materie, ca să iasă copilul olimpic, să facem dosarul de gradație de merit și să ne lăudăm cu tricolorul în aeroport. Punct. De ce zici că ai trecut siguranță, vor aici? Eu sunt la optimistul care încă și imaginează da, că, că va sperii. fi și o să fie bine și o să nu. facem noi, da, mă rog. Ia, pică atenție. Ia să lăsăm educația, o lăsăm deoparte vreo 10 ani. Bă, dar nu ne atingem de ea. Salut! Bine ai venit la noi, la o nouă discuție despre educație. Am, așa, din ce în ce mai mult impresia că se discută foarte mult despre educație și că mergem în gol, așa, cumva. Adică, ok, e un proces, da? mergem către, sau încercăm să ajungem pe acel, nu știu, coridor îngust, cum îl lumesc Acemoglu și, și Robinson, uh, și mai călcăm, strâm, mai facem, mai... dar acum pare că am luat-o într-o direcție, aiurea, unde suntem noi? cu educația în viziunea ta în acest proces? Eu nu cred că avem o direcție. Nu? avem mă? Pe, pe de-o parte, nu să ne înțelegem. Eu, eu mă bucur foarte mult că se, se vorbește din ce în ce mai mult mai consistent despre educație. Că în tot vacarmul ăsta național... Dacă stai să asculți cu atenție, încep să apară și voci e, raționale, oameni care mai știu ce spun. E adevărat, nu au neapărat, nu au întotdeauna audiența necesară, nu au întotdeauna un public care să aibă răbdare să-i asculte, dar de câțiva ani încep să apară. Acum, pe de altă parte, sigur că se discută în gol, pentru că trebuie să acceptăm un, un, un lucru cât se poate de evident școala românească este oglinda, este expresia fidelă a societății din care face parte. Cum e turcul și, și pistolul, știi? Adică dacă acuzăm școala de niște lucruri, trebuie să acceptăm că și societatea are o anumită responsabilitate. Noi, în ultimii 34 de ani, noi ca societate așa, n-am avut nici cea mai vagă idee cei de capul nostru și încotro vrem să o luăm. Așa, așa, funcționat și noi așa în virtutea inerției, norocul nostru istoric, că ne-a tras destinul așa mai înspre Uniunea Europeană, mai înspre NATO, că dacă era să ne întrebe cineva foarte serios, nu știu dacă noi chiar eram foarte hotărâți să mergem în direcția asta. E, școala a resimțit toate lucrurile astea și uh, uh, a funcționat așa în virtutea inerției, știi, într-o mișcare de-aia bruniană, așa de. Dar, dar oare, adică, uh, vorbim bine, ajungem la discuția cu ou și găina, dar oare este școala uh, cum e societatea sau Școala trebuie să aibă și aici statul trebuie Categori. să aibă viziunea necesară să modeleze sistemul educațional astfel încât să. Formeze societate Absolut, absolut. Asta, asta, asta e o discuție chiar foarte veche, pentru că, mă rog, pentru cine știe un pic istoria pedagogiei, ăsta este un subiect care a tot revenit în, în mod frecvent în mintea celor care au putere de decizie. Cel mai adesea se întâmplă ca o societate să se oprească un pic și să se întrebe, bă, dar noi ce vrem să facem copiii ăștia? Peste 20 de ani, să zicem că, uite, în timpul Revoluției Industriale au anticipat cumva că vor avea nevoie de forță de muncă, nu știu, specialiști, oameni calificați, muncii. Ori ingineri și așa mai departe. Ok? Hai să luăm instituția școlii, ia veniți voi încoace. Fiți atenți, în 20 de ani avem nevoie de oameni Ok. Și ăștia s-au executat, da? Și au apărut profesiile respective. E, au, mai, trecut niște ani, a trecut un prim război mondial, nu știu ce, și stai puțin, că numai partea asta, partea asta, nu știu, de meserii, de specializări, nu știu, n-a ieșit foarte bine. Hai să ne mai gândim puțin, hai să, hai să lucrăm un pic și la, la formația umanistă, hai să găsim valori, hai să găsim... Și atunci, Sistemele de învățământ au cotit-o un pic, și e un, un, un nou pas în evoluția educației. Numai că noi am ajuns acum în punctul în care, după, în cazul nostru particular în România, după vreo 50 de ani de comunism, în care a, a, au distrus efectiv ideea de educație, pentru că aia nu a fost educație, el a fost dresaj îți sună cunoscut, știi, pe vremea mea, băi, școala de altă dată, smirnă stătea acolo. Nu stătea în smirnă deloc, ăla era adresat și făceam lucrurile de frică. Și încă un, încă un, un detaliu care ne duce chiar în, în, în dedesubturile ale, ale școlii de altă dată, cei care uh, au sentimentul ăla de falsă mândrie. Băi, dar ce carte făceam noi și câtă matematică și fizică știam. Nu, nu știai. Ai învățat ca robotul niște lucruri pe care n-ai nici cea mai vagă idee să le pui în aplicare în viața de zi cu zi. A se vedea, dau un exemplu luat la îndemână, curentul antivaccinist, adică într-o generație care se laudă că altă dată a învățat fizică, biologie, chimie, așa, zdravă și nu știu ce, să nu fii în stare să faci niște corelații elementare ceva n-am făcut bine școala aia de altă dată. Ăsta este doar un exemplu, închid paranteza. E. Dau și eu un exemplu, uh, scuză mă țineți vorba un pic. Apropo de uh, cum văd unii școala, în uh, cartea domnului Ciucă, se menționează foarte clar viziunea domnului Ciucă despre despre școală ai văzut. da Și e, e jos pălăria, este extraordinară. Da, ce să zic. Militărie. Să, să... să facem. Școală militară. Păi da, carieră militară, militărie, educație, tot exact acolo. Exact. Da. Uh, nu, nu, nu așa se face. Dar să știi că uh, felul în care, mă rog, în, în cartea de care aminteai mai devreme, e, e de fapt o. o E un mod de gândire generalizat, e o chestie care ține de mentalul colectiv românesc, pentru că și pentru unii profesori, și pentru unii părinți, e mai comodă militaria. Adică, domne, hai să-i facem, să facem pe copii ăștia să stea smirna acolo, să cu mâinile la spate. Și aici e o chestie de nuanță. Nimeni, dar nimeni din cine mai știe un pic de pedagogie n-a spus vreodată că un copil în sala de clasă trebuie să ia să dea cu banca în capul ăla, să facă ce vrea, să stea cu telefoanele, să -și... Nimeni n-a susținut lucrul ăsta. Știu că sunt foarte mulți care se smior că acum să plâng, da, domnule, parenting ăsta modern ne-a dat sistemul peste ca. Nu, 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 nu există așa ceva. Sunt câteva voci răzlețe acolo ușor de ignorat, sunt atât de puțini încât nici nu merită să ne bate în capul cu ei problema, problema mai importantă este că să spunem așa, un segment al profesorilor și al părinților mai conservatori au inventat efectiv un pericol pericolul parentingului modern care nu există de fapt așa, pentru a justifica niște măsuri aproape abuzive camera de detenție, de pildă Exmatriculările. Măsuri care nu arată altceva decât neputința noastră, ca părinți, profesori, sistem, miniștri educației, de a, de a găsi o explicație și niște măsuri serioase cu privire la copiii ăia. Pentru că, din punctul meu de vedere, mă rog, eu am găsit o. Tot gândindu-mă la povestea asta, am găsit o expresie care speram eu cumva să împace și una, și alta. Școala se face cu căldură și structură. E nevoie de structură. E nevoie ca acel copil să înțeleagă că intră uh, uh, în școală pentru a învăța, că ăsta trebuie să fie scopul. Toți facem un efort. Indiferent că școala e de stat privată, până la urmă contribuim cu niște bani, facem niște eforturi ca acel copil să învețe. Dar nu, nu învățat, nu învățat pe, pe stilul militar, cum spune domnul Ciucă, sau foarte mulți în țara asta, copilul trebuie, trebuie, învățat, trebuie învățat ce e aia structură. Trebuie învățat trebuie să-i se să explice de ce trebuie să învețe niște lucruri, trebuie să faci corelația cu, cu lucrurile din viața lui de zi cu zi. Nu e suficient să-i spui că trebuie. Dar de ce trebuie? Serios, de ce trebuie? Adică vine copilul de la clasa pregătitoare cu... și unii dintre noi avem pretenția să-l fi citit pe Dostoevski deja, așa, și copilul ăla să și să se uită în jos și bă, dar voi ce vreți de la mine așa? Păi noi vrem să fie olimpic, dar repede. De ce? Păi ca să-mi iau gradația de merit și să se de părintele cu certificatele, nu știu pe unde. Dar ce vină are copilul ăsta? De ce îl punem noi în situația asta? Și mai e un lucru. În ultimii 34 de ani, încă o dată, e adevărat, după ce jumătate de secol ideea de elită a fost călcată în picioare la propriu, dar noi acum am ajuns în extrema elaltă. Am ajuns să fim obsedați. Avem un cult al elitei. Asta e o, e o, o nouă etapă istorică pentru mine. S -ă, vrem cu tot din adinsul să avem elite. Ceea ce nu e rău. E ok să avem. E foarte bine că avem copii care fac performanță, că ne lăudăm cu ei pe la Balcaniadele internaționale. Da, cu elas e 2 milioane, 900 de câți mai sunt, că sunt vreo 3 milioane de toți în țara asta. Cu ea ce facem? Uite, am auzit foarte des... Ei, uh... Nu, aici... aici uh... E, și noi vorbim foarte des despre asta la, la podcastul nostru, la Vocea Nației, unde abordăm această problemă a educației într-un mod care ne atrage foarte multe, uh, destul de puține vizualizări comparativ cu ceea ce facem noi la starea Nației, la starea sănătății și peste tot, și destul de multe înjurături de la oamenii care n-au ajuns încă în punctul în care uh, uh, să înțeleagă. și... Uh, există această problemă de percepție și uh, eu am spus-o mereu, profesorii ăla care îți duce copilul de la 4 la 6, nu ăla care îți duce copilul de la 9 la 10 sau ăla care ți-l duce de la 10 la nivel de olimpiadă școlară cu mari rezultate uh, la, la învățătură. Problema e ce avem noi de făcut, odată noi părinții, noi oamenii din societate, inclusiv jurnaliștii, inclusiv ce avem de făcut? Pentru că tot ce fac eu nu pare de ajuns și tot ce fac ceilalți care vorbesc despre asta nu pare să fie de ajuns. Pare că sistemul trage foarte mult din interior să rămână la fel, pentru că îi avem, la fel cum avem în sistemul de sănătate, acei medici. Ai văzut vreodată profesorii ăia bășinoși care umblă cu câte 30 de oameni de după ei, pe ei pe Pământ, da? cu toți rezidenții, știi, ăștia scarătuștele așa, <laughs> și ăla își umple buzunarele de șpăci și merge pe ăștia și îi educa pe să facă medicină, știi? La fel îi avem aici pe acești profesori uh, mai în vârstă care nu vor ca sistemul să se schimbe vreun pic. Adică sunt mulți profesori cărora când li s-a dus tabla inteligentă în clasă au zis, satana! <laughs> da, da. <laughs> Înțelegi? Da. Și atunci, cum facem astfel încât sistemul să înceapă să-i pregătească pe copii pentru viitor, nu pentru trecut. E adevărat. Do doar o observație. Să știi că, din nefericire am observat, sunt și profesori din generația tânără, care, din păcate, au cumva aceleași metehne. Dar, apropo de, de tabla inteligentă, există și, și reversul monede, adică unii care văd în, în chestia asta au fetișizat tehnologia. Și ți-o spune un om care e chiar foarte pasionat de asta și vreau să cred că știu să le biblez destul, de destul de bine. Amărâta aia de tablă smart E doar o unealtă Cum avea Homo habilis cu 2000 de ani Dar a făcut toporașul din piatră Exact asta e și tabla aia smart Nu, nu, nu ea îți face lecția minune nu ea, Trebuie să ai un profesor Care să știe ce să facă cu ea Ca, ca, să, ca să ne înțeleagă și cei care ne privesc acum Poți să am mama tehnologiei Poți să am mama uh, hologramelor Și ce mai uh, Finalitatea e atunci când Ar trebui să fie atunci când îl fac pe copilul ăla să, să, reacționeze, să-și pună întrebare, să-mi arate, să-mi demonstreze, să-mi explice cu ajutorul device-ului respectiv. Doar că îi arăt eu niște lucruri care arată spectaculos. Am încercat eu, am descoperit acum câțiva ani animații 3D pe istorie. Mă, sunt extraordinar, fabuloase. De... M-am jucat eu nu știu cât pe ele și când am zis, mă duc în clasă, s-a terminat. Ce vorbe! S-a uitat prima dată, le-a plăcut, s-a uitat a doua oară, a treia oară era mai aveți? Mai durează? Mai... Nu așa trebuie făcut. Dar măcar am avut o să înțeleg lucrul ăsta și după ceva nu fac bine. Ok. Și după aia mi-am dat seama. De fapt, lucrurile alea trebuie să ajungă la copil. Și îl chem pe copil după aia. By the way. Legat de feedback și de dezbaterea hmm. din ultima vreme, că obișnuie să intre pe copii. ia ziceți, fraților, cum a fost ora asta cu tehnologia aia și cu domnul profesor? Vorbiți cam mult. Și a avut dreptate copilul. Copilul trebuie să vorbească mai mult. Pe copil trebuie să-l pui, să explice, chiar dacă nu iese din prima. Asta e o altă problemă a sistemului nostru de învățământ. Frica de greșeală, frica e viscerală. La asta se vânează. Da, da, da ca Domn, da, da, da nu, nu, vă zic că poate zic vreo prostie. Zi, gigele, zi, cum o fi, nu contează. Că exercițiul în sine te va ajuta pe tine mai târziu să fii mai coerent, mai stăpân pe tine. Mai... Uite, mai, mai ușor le înveți în felul ăsta. Ei, dacă noi ca profesori și ca părinți am acceptat lucrul ăsta, eu cred că am face un uriaș pas înainte. Știi câți părinți au reflexul ăsta de a-și întreba copilul când vine acasă? Ia zic Costelu, și ai dat test? Da. Cât ai luat? 8. Gigel, cât a luat? 8,50. Mm. Nu e bine. Nu, e, e o greșeală, e o greșeală fundamentală. Nu e ok să-i facem asta copilului. Uh. Mai mult decât atât, aș completa uh, cei care ne urmăresc că uh, aud și de la noi toate exemplele astea și te-aș completa Există această problemă când tu iei uh, mai puțin decât Gigel. Apoi există o problemă când tu ești la același nivel cu ceilalți. Înseamnă că nota ta nu are valoare. Da? Dacă iei mai, mai puțin decât Gigel, ești prost și n-ai învățat. Dacă toată lumea ia 10, uh, a luat toată lumea. Nu ești da, tu vreo... Da, știi da. că a luat toată lumea. Uh, provocarea pe care părintele îi o lansează, de fapt, copilului în spate, este că e musai să moară capra vecinului. Da. Adică tu să iei 10, da. dar ceilalți să ia 4. Că doar atunci tu ai valoare. Exact. știi, Doar atunci salvarea ta personală, în care noi sperăm, noi părinți tâmpiți, se va produce. Da. Nu? Uh... Eu, eu m-aș bucura dacă odată și odată vreun expert în educație, fac o paranteză, eu nu sunt expert în educație. Mi-a spus cineva la un moment dat, cred că am fost invitat la o emisiune și m-a prezentat doamna foarte amabilă de altminte. Și acum domnul Bartic ne va spune, expert în educație, doamnă, nu. Eu nu sunt expert în educație, sunt doar un om cu multă experiență. În școli de stat, private, buni, mai puțin bune, nu contează. Nu, pentru foarte mulți jurnaliști, mai ales pentru cei tineri, un om care vorbește mult pe o temă e expert. Da. Zi așa. Da, eu zic așa cu toată onestitatea că <laughs> nu. nu. Așa. Pe de altă parte, pe de altă parte, a, a, aici e important să, să, transmitem că, de fapt, trebuie să fim un pic mai onești cu noi înșine. Părinții nu fac altceva decât să-și proiecteze propriile așteptări, frustrări, neîmpliniri asupra copilului și am văzut lucrul ăsta și am văzut lucrul ăsta în cele mai dramatice ipostaze. Da, știi părinții aia care stau pe marginea stadionului să sufocă când nu dă la micul gol la nu știu ce meci. Activez în sport. Da. Este uh, da, Și că veni vorba de sport, îți spuneam mai devreme, mi-aș dori foarte tare ca vreun specialist de asta în pedagogie să se uite odată să... Ce înseamnă, în, în ciclism există o disciplină numită randonering. Sunt, sunt tipii aia care participă la tot felul de competiții, De o competiție un pic mai, mai atipică, pentru că nu ești în concurență cu ăla de lângă tine sau ai de lângă tine, așa, cât ai de fapt un, nu știu, un traseu de parcurs în două ore, patru ore, opt ore, nu știu cât, și nu contează care ajunge primul. Important e să ajungi acolo. Aia mi s-a părut, părut e, fabuloasă, e, ar, ar fi esența pedagogiei, pentru că asta ar trebui să învățăm noi pe copii. Costeluș, tată, nu te mai uita la ăla de, lângă tine, la ăla din banca vecină. vezi de, vezi de drumul tău acolo. Nu te mai compara cu alții. Și zile eventual și lumea mișlu tati să nu mai facă asta, că efectiv nu are nicio legătură cu progresul tău. E, ăsta e un lucru pe care chiar îl putem face. Și pentru asta nu trebuie să schimb legea educației, apropo. trebuie să schimb. Trebuie să asta, ține de mentalitatea, dragul, ține, de mentalitatea multor oameni. Că ajungem și la, ce fac politicienii. și politicienii, care unii dintre ei, așa, nu sunt proști deloc, și nu fac altceva decât să speculeze niște frici, niște spaime, niște frustrări, așteptări din partea publicului. Și pe educație, ce crezi tu că au văzut în ultimii ani? Publicul nostru reacționează foarte drăguț la pozele cu olimpici în aeroport. Știi, nu? Cu medalia, cu tricolorul și așa. Ia uite-vă ce prinde de bine chestia asta. Și ce să vezi în ultimii ani, așa, pe infuzie de politicieni, cu olimpici, cu nu știu ce, felicitări de tot felul. Și încet, încet lucrurile astea au apărut în legile educației. Și uite de-aia avem de uh, examene de admitere la, la uh, licee bune. Eu nu spun că e rău că avem licee bune, e minunat. Dar uh, examene de admitere la liceele alea, încă de la clasa 5-a. Este, este absurd da. să faci uh, examenul de admitere la, 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 la liceu știi de ce nu e în regulă? Nu e în regulă pentru că uh, copilul ăla amărât din, din comuna tăcuta județul Vaslui, ăla nu-și va permite niciodată să ajungă la un liceu de ăsta. Oricât o spune, să spun o armată de miniștri dacă spun lucrul ăsta, copilul ăla nu va avea niciodată nicio șansă să ajungă acolo. Și atunci, asta este e una dintre cele mai sensibile chestii, probleme cu care ne confruntăm, inechitatea în învățământ. Paradoxal că o spun eu fix, și eu m-am găsit, pentru că eu nu lucrez, cât de cât sunt unul dintre oamenii norocoși care măcar merge pe asfalt în București când se duce spre școală. Și ce o spun că sunt unul dintre oamenii care apreciază lucrul ăsta după niște ani în care eu am făcut naveta în mediul rural, am predat în primii ani în, în școli, în săl de clasă în care ne încălzeam la sobă, dragă. Uh -huh. Știi, e, e, și eu știu literalmente ce înseamnă să mergi la toaleta în fundul curții, pentru că am trecut prin asta. Uh, mă rog, am avut și o parte faină. Am stat în gazdă în primii doi ani la o bătrânică, o chemat Anti Maria și eu am învățat-o să bea cafea, i-am învățat să beau vin. A fost fabulos. <laughs> mă rog, mă întorc la... Adică toate experiențele astea cumva te duc în punctul în care păi, măcar apreciezi ce ai și îți dai seama, începi să fii un pic mai atent la aia care nu au măcar ipocrit nu pot să fiu, da? Dacă eu sunt printre ei norocoși, măcar să nu fiu ipocrit să spun că, știi, discuțiile alea teoretice, am văzut niște mesaje la începutul anului școlar acum, foarte faine de altminte, din partea unor oameni bine intenționați. Dragi copii, deschideți-vă aripile să zburați spre cunoaștere. Foarte frumos. Dragi părinți, vă rugăm să ne susțineți, să nu știu ce. Minunat. Într-o lume normală, într-o lume ideală, lucrurile astea ar avea sens. Într-o într într România anului 2024, în care avem câteva sute de mii de copii care nu își permit să se ducă la școală pentru că nu au cu ce să se încalțe, este dureros să primești mesaje de astea. Este, nu are legătură cu lumea reală. În condițiile în care sunt părinți care, asta e viața, asta e lumea în care trăim, N-au știut să-și educe copilul ăla. N-au știut, pentru, nu, nu pentru că n-au vrut, ci pentru că, uite, e Nea Costel care face agricultor asta și e... are patru clase. E Zidar Faință, n-are importanță. Dar știi, refrenul ăla că vrem ca familia să se implice. Toată lumea vrea ca familia să se implice. Ar fi ideal să se întâmple asta. Dar dacă omul ăla nu poate, ce faci? Păi aici e ai o prostie. E o prostie de percepție din partea sistemului. Citeam o statistică de la World Vision uh sau de la Salvați Copiii, nu mai știu, dar acolo început începutul anului școlar, și uh, scria acolo foarte clar că uh, mai bine de 50% dintre părinții din România nu au mai mult de 10 clase. Peste jumătate. Deci, noi suntem în situația în care acest grup de suport, acest sprijin, această susținere nu poate veni din partea familiei. Nu? Păi și ce facem copie? Asta era, Asta exact. era principalul reproș pe care o parte dintre profesori, că nu sunt toți, nu, sunt și unii cu capul, pe oameni care chiar fac mai mult decât scriem fișa apostolii, Dar o parte se plâng că lipsește suportul familiei. Păi lipsește nu că n-ar vrea oamenii să vii, dar ce acum ce vrei să-i faci. Dar, pe de altă parte, să nu uităm totuși că sistemul de învățământ este un sistem public plătit din taxele și impozitele noastre. Adică, poți să nici să nu am copii. Și tot mă interesează cum merge sistemul de învățământ. Și chiar vreau să meargă bine. Presupunând că aș fi într-o școală privată să spune ok, facem abstracție de asta. Și tot mă interesează ca sistemul public să meargă bine. Pentru că și eu, și tu, și copiii noștri peste 10 ani vor trăi tot în țara asta. Ai mei, cu siguranță vor trăi tot în țara asta. Și atunci vom interacționa cu restul sutelor de mii de copii care nu au avut o șansă acum. Eu îmi doresc ca peste... De, de ce zici că ai tăi cu siguranță vor trăi aici? Eu sunt la optimistul care încă și imaginează A, că, că va speri. fi și o să fie înțeleg, bine și o să nu. facem noi, da, mă rog. Când o să vină la tine și o să ți zic că, vă <laughs> că eu am plecat. Stai liniștit. Tot îmi spune nevastă, dar mai potolește-te, mai lasă. copilul să-și vadă de Da. eu sunt optimistul, lasă că va fi bine. Nu, în fine, mă încăpățâne să-mi păstrez chestia asta. Dar revin la ce, spuneam un pic mai devreme. De, fapt, ar trebui să înțelegem lucrul ăsta că peste 20 de ani noi vom interacționa cu copiii De asta mă tot întreabă, mă, mai întreabă unii, da, dar ce te interesează pe tine de învățământul public? Păi chiar mă interesează. Pentru că nu e suficient să ai una, două, cinci, șapte 70 școli care arată bine și se întâmplă lucrurile decent, nu minunat, că și asta e o poveste, nu e minunat nicăieri. Așa, da, să zicem că e decent, dar este insuficient. Ar trebui ca peste tot să se întâmple lucrurile la fel. Uite, Fac o, fac o paranteză cu sistemul finlandez, mult mitizat sistem finlandez. Întâmplarea face că am cunoscut niște oameni chiar foarte, foarte interesanți, așa, cu un, simț, cu un simț al umorului deosebit din Finlanda. Ei n-au niciun sistem, să ne înțelegem. n-au nici cine, cine are așteptări de la profesori din Finlanda că au nu știu ce metode care se întâmplă și fac minuni... Au reguli. Nu, nu, au reguli, aia e altceva. În primul rând că un profesor în Finlanda are formarea inițială cam cât are un medic pe la noi. Vreo șase ani, ca la medicină, mm -hmm. știi? <hî? 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 păi, ea învață carte, domnule. Ea învață zdravă. În al doilea rând, finanțarea, care, finanțarea pe care uh, educația o primește în Finlanda e una zdravă, e una serioasă. Aia. Nu e bat jocăra de la noi cu 2,1. La... Da, da, suntem ceva, că e și cu tot cu cercetate. Dar dacă dai la o parte, da, suntem undeva la 2 și ceva. 2, da, ceva. cam asta e. e. De fapt, ăla e sistemul. Uh, și să-mi duc ideea mai departe, în Finlanda nu sunt școli particulari, sau nu... eu cel puțin nu știu să fie. Am să spun cu toată responsabilitatea, deși eu chiar lucrez într-o școală particulară. Într-o țară normală, n-ar trebui să existe școli particulare. Chiar n-ar trebui. Eu, ca profesor, ar trebui să lucrez și să am satisfacția că lucrez într-o școală publică, iar tu, ca părinte, ar trebui să-ți duci liniștit copilul la, la cea mai apropiată școală de casa ta, Corect. fără să-ți mai băți capul de altceva. Asta da. într-o țară normală. Faptul că au apărut alternative educaționale, au apărut nu că că e Bartic simpatic. Nu, că nu vine nimeni că e Bartic simpatic sau altcineva. Vin pentru că oamenii nu au alternativă, nu au altă variantă. Și de bine, de rău, într-o alternativă educațională, insuficientă oricum pentru câtă cerere este pe piață, că învățământul particular e undeva la un 2%, cred, din toată populația da, școlară. Da. Nu o să reușim nici să vrem noi să acoperim toată nevoia asta. Dar măcar, să zici, găsești măcar un dram de responsabilitate în plus. Măcar știi pe cine e de guler, dacă ceva nu merge bine. Pe când în învățământul public e un pic mai dificil lucrul ăsta. Ai văzut reacțiile la, la formularile de feedback. Au fost confundate cu evaluarea profesorilor. Nu doar, e doar feedback. Lasă-mă copilul ăla în bancă de acolo să zică copilul și el. Copilul se va răzbuna pe noi A, profesori. da. Da, uite, Știi că uh, foarte mulți colegi de-ai mei de la stat au, fac asta deja. Fac asta deja. Și au zis că, bă, da, știi că e foarte ok, dar e chiar interesant așa să vezi ce să mai spune copilul. Și feedback foarte bun dat, inclusiv de la copiii care din partea cărora te aștepta să se răzbune sau oia care mai au un 4, un 5, nu știu ce. da un film de foarte interesant și foarte onest. Așa că teama asta nu e justificată. Aș vrea să vorbim un pic despre aceste note nenorocite care, în opinia mea, strică tot tot sistemul și na, compară pe toată lumea cu toată lumea, mai ales în lumea de azi în care aceste rețele distrug orice fel de, de putere, de atenție, de concentrare de și na, te obligă să te compari cu ceilalți. De ce există din ce în ce mai mult, pentru că nici eu nu de acord că, bă, se făcea mai multă școală înainte, dar înainte notele erau date mai pe... Adică nu erau, nu avea toată lumea de la 8 în sus, da? De multe ori pentru nimic. Cumva avem asta și în mediul universitar, unde există facultăți de stat pe lângă care, atunci când treci, dacă te-ai oprit te legi la șireturi, iese unul să-ți dea o diplomă de absolvire, știi? În, în astea, a stat suficient, vă rog frumos să luați diploma asta. Bravo, vă așteptăm la master. Uh, și în mediul ăsta, la liceu, la uh, gimnaziu, uh, există treaba asta. Cam toată lumea are notă mare. Categoric... Categoric e o greșeală, știi, dând dăm, dăm dintr adică dacă ne uităm dar... în timp, în ultimii 20-25 de ani, eu, eu asta văd. Cumva toată lumea se duce spre note mari și foarte mari, iar copiii nu. Corect. Cunosc materie de notele -alea. Ar, trebui, ar trebui să ne întoarcem un pic la, la fundamentele evaluării. De ce facem noi evaluare? Adică, un, un, principiu, un principiu fundamental e, sună cam așa. Noi ajungem să ne evaluăm când nu mai suntem foarte siguri de ceea ce facem. La fel și cu copilul ăla din bancă. Când vrei să-l ajuți să înțeleagă cam pe unde e onest, da? faci o evaluare, că e test, că e evaluare, habar n-am, deci sunt mm -hmm. o mie de variante. Ăsta okay. ar fi trebuit să fie principiul um, inițial. Dar numai că noi, între timp, ne-am dat seama că evaluarea aia poate fi un criteriu de ierarhizare. Aia, al meu e mai bun, altă e mai puțin bun. Nu e în regulă. Chestia asta pune un pic de presiune. Pune și pe profesor, pune și pe părinte. Dacă presiunea care vine dinspre părinți, să spunem, sau dinspre, nu știu, o anumită parte a societății, care îi plac medaliile, care vrea cultul elitelor, care are obsesia elitelor, atunci presiunea asta se va resimți tot mai mult și atunci profesorul săracu săracului Bă, dacă asta ă, vrea publicul, hai să cântăm așa. Și atunci cresc notele. Ceea ce e o greșeală, încă o dată. Nota trebuie să să reflecte o, un progres sau un regres real. Nu, nu folosești nota ca pedeapsă niciodată, că se mai întâmplă și asta. Nu folosești nota ca recompensă așa foarte facilă. Nota nu, al, nu are alt rol decât acela de a ajuta pe copilul ăla să înțeleagă unde e într-un anumit moment dat. Punct. Atât. Atât trebuie să facă nota aia. Uh, poți, fi, poți fi de 10 într-o zi. Poți fi de într-o zi, așa cum copilul la poate să aibă o zi proastă. Mm -hmm. Habar n-am, sunt o mie de, de lucruri. Dar dacă ajungem să fetișizăm nota aia și să-i dăm niște dimensiuni pe care n-ar trebui să le aibă, de-aia am ajuns în punctul ăsta. De-aia e inflația de certificate, de-aia inflația de note de 10, de tot felul, pentru că noi, adulții din jur, am început să neavând alte lucruri, știi, am început. toți ne credem Hagi, toți suntem Comăneci și tragem asta și din, din partea copiilor. Nu, lasă-l pe copilul ăla să fie de 4 într-o zi, de 6, poate crește la un 650, acolo mă opresc un pic. Ce nu merge bine? Stai să mă gândesc. Poate nu n-am înțeles niște lecții, fac un pic de educație remedială. Poate are un blocaj emoțional, că se poate întâmpla și lucrul ăsta, da? Uh, ok, atunci, încerc să am un consilier bun în școală, da? Doamnă, ajutați-mă un pic, vorbiți un pic cu, cu copilul. Adică nota respectivă ar trebui să fie ca un indicator, ca atunci când te duci la medic. Și uh, te întreabă medicul, ai un pic de febră, da, îți scurge nasul, aia, da, e, e cam clar. Cam așa e și cu notaia. Ai luat un 4.50 la matematică astăzi, am mai luat un 5 .75 săptămâna viitoare. Băi, înseamnă că avem un pic de lucru, ne oprim un pic. Apropo de, de oprit și goana după materie, știi că și ăsta e un alt refren. Ne fugărește materia, ne, nu mai avem timp. Serios, da, de ce? Dar oprește-te puțin, că dacă le pui în balanță, ce ai câștigat? Dacă termin materia până în aprilie, așa, și copilul ăla n-a înțeles niciun 10%? Păi nu, ei, profesorii, acuză că uh, materia e foarte încărcată, că sunt obligați să o facă pe toată, să o parcurgă într-un anumit ritm și că nu se pot opri, pentru că dacă fac altceva, atunci ei sunt de vină, nu? Sunt convins că te-ai uitat pe programul școlar. Chiar la matematică. Da. Uite, să te uiți la matematică. Mă, eu o știu pe-a mea la... La, nu, la matematică nu mă uit, așa, așa. dar... De curiositate să te uiți, pentru că programul e un document foarte interesant. Mie îmi place să citesc programe școlare. În, în general, ați fi surprinși, așa, cunosc destul de bine partea asta de hârțogăraie în învățământ. O programă școlară nu o să spună niciodată că trebuie să-i bași copilului în cap două tone de informații odată. Nu, nu, sunt niște conținuturi și îți arată cam cum să formezi niște competențe. E și asta o discuție un pic mai tehnică. Învățământul ăsta ar trebui cumva să-i ajute pe copii să facă, să spună, să explice, să... adică niște lucruri foarte concrete, să aibă atitudine față de ceva. Noi am rămas încă la nivel de secolul XIX, noi predăm informația. Dar asta se făcea în secolul XIX, tot anul de informații în mintea copilului, după care în fabrică și cam asta era viața. Stas. Da, Acum ar trebui să schimbăm un pic. Știu că sună un pic complicat și, într-adevăr, fără să fie vina cuiva, încă n-a înțeles toată lumea cum e cu predarea pe bază de competențe, dar asta ar însemna că i-ai dat copilului informația, după care o lucrezi puțin. Încerci să îi explici copilului ce să facă cu ea. Dacă i-am povestit despre marile descoperiri geografice, ok, dar după aia mă asigur că știe să-mi arate ceva la hartă, știe să folosească într-un enunț două cuvinte noi, înțelege un text scris, nu? Nu e interesant să înțelegi ce citești, adică să nu treci așa cu una, cu două și să tragi o concluzie fără să poți folosi o informație de acolo, că așa apar procentele alea de analfabetism funcțional, pentru că n-am lucrat noi la clasă. Asta ar trebui să facem. Revin la programa școlară. Dacă stau să mă gândesc, degeaba dăm vina pe programa școlară. Degeaba dăm vina pe manuale. Toată lumea s-a supărat pe manuale. Crede-mă, mi este indiferent manualul cu care lucrez. Absolut indiferent. Pot să-mi fac eu un manual. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cred că am eu un manual al meu, făcut din 200.000 de, de surse de tot felul. Manualul e, un, e, e doar un instrument, e util, e ok să-l ai. Dar nu e Biblia profesorului. Un om care știe ce are de făcut cu copilul ăla din fața lui, nu are nevoie de manual. Nu moare fără manual. Sau folosește o grămadă de surse. Tot ce vreau să ce încerc eu să fac și ce cred că ar trebui să facem toți ca profesori e să depășim momentul în care i-am predat informația, nu doar mă asigur că a reținut-o, că a memorat -o. Încerc să-l ajut puțin să, să și lucreze cu ea să arate cumva că înțeles-o. Aici se oprește multă lume și se oprește cei mai mulți dintre profesori pentru că nu au această capacitate. Adică ei nu au capacitatea de a mișca ceva în acei copii, astfel încât ei să dobândească abilitățile necesare de a fi Creator de soluții, cum foarte mișto zice profesorul Mircea Miclea, adică să ajungă ei pe baza a ceea ce cunosc, să-i exprime și asta să-i ajute să ia niște decizii la niște probleme care, după ce se termină școala, nu mai sunt fixe. Că aici e, e de fapt. Noi scoatem din școală niște copii care ajung și în viață, constată că, bă, viața nu e ca la școală. Da. Și, -a, și asta e o mare problemă. Dar, pentru asta, trebuie niște profesori care să aibă ei. Această abilitate. Da. Uh, abilitatea asta să știi că se poate forma. Multă vreme uh, da. îmi recunosc doza de naivitate și de idealism, așa. Am crezut că vocația ține cumva loc de. Uh, are un, Nici nu, nu, nu. Ajută, da. Ajută, dar nu mai da. cred în vocație. Pentru că nu e suficient doar să, să te duci în fața copiilor, să fii tu entuziast acolo și. Nu, 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 trebuie să faci carte serioasă înainte. Trebuie să știi pedagogie zdravă. Dar minter, cred că chiar, chiar mi se par aproape inutile polemicile astea între sistemul tradițional și la modernul. Nu există sistem tradițional și modern, există profesori care au învățat zdravă la vremea lor. Și în momentul în care treci prin pedagogia aia foarte serios, ce spun eu? Nu e nici măcar vreo noutate un profesor cu experiență dintre cei care ne urmăresc acum vor recunoaște foarte ușor despre lucrurile astea să vorbea din secolul XVII când a publicat Comenius Didactica Magna încă de pe atunci erau ideile astea mai târziu Jean-Jacques Rousseau, la fel în Emil noi n-am inventat povestea asta toți au spus de-a lungul timpului bre, opriți-vă explicații copilului el. Motivați-l cumva, ajutați-l să înțeleagă de ce trebuie să învețe lucrurile astea. Încă o dată, astea nu sunt metode moderne. Astea sunt de când lumea și pământul. Doar că și pedagogia, când au scos chestia asta pe gură, s-au trezit alții, ce faci, bă? Vei să ne distrugi nouă scolastica pe aici, sau cum. Nu, nu, au avut parte de aceleași reacții. Dacă, dacă ajungem la acest la spui tu, într-adevăr, e vorba de o formare a profesorilor, una foarte serioasă vocația nu mai, nu mai, e suficientă. Omul trebuie să știe o pedagogie serioasă, pentru că dacă ar ști pedagogie, ar ține cont puțin și de, de starea emoțională a copilului, de felul în care vin. Am văzut o chestie fabuloasă la colegele mele învățătoare și pe care recunosc că am, am furat ideea că încerc și eu să o aplic. Când, când se văd dimineața, de multe ori îi întreabă, cum te simți? Ai mâncat dimineața? Ești ok? Doare capul? Ești bine? Pentru că fără lucrurile astea elementare, degeaba îi predai tu mama teoriilor și de -o -o poți să fii doctor în matematică. Este inutil. Întrebul pe copilul, bă, te simți ok, ești bine, dar poate nu știu, poate s-au certat părinții acasă și a venit săracul cu de vai de capului și asta trebui să facem prima dată. Dar pe noi nu ne-a învățat nimeni în facultate, recunosc. n am avut ocazia asta. Aș fi vrut să învăț, am luat pedagogia. Eu am vrut să fiu profesor de când mă știu, dar și am luat pedagogia foarte serios, numai că n-am avut ocazia să văd de desubtul asta. Nu mi-a zis nimeni: "Bă, vezi că așa trebuie să faci cu copilul ăla." Și vezi că trebuie să ți mult de fapt inteligența emoțională. Da, da, n dar n-am avut asta, cumva am, am, am început să le, să le intuiesc mai degrabă. Am și eu 20 de anișor la la catedră. Uite, un, un alt lucru pe care nu l-am învățat nicăieri, sau mă rog, l-am învățat eu de capul meu. Cum gestionezi relația cu părinții? Că nu numai chestia asta cu vrem să fim respectați de părinții e insuficient. Și de pildă că e o chestie legată de comunicare comunicarea cu și trebuie să știi să să, să să te și pui un pic în papucii părintelui, să înțelegi așteptările, să înțelegi fricile. Pe de altă parte, bă, și tu ești specialistul, că am văzut și situații de-astea, dar de profesorul care uite așa face în fața părintelui, băi, nu face așa. Adică dacă ești sigur pe tine și ești sigur pe bucățica aia ta, Păi nu te mai faci în niciun fel. Îi spui părintelui, foarte politicos, foarte elegant, uite, asta trebuie să facem copilul dumneavoastră. Da, asta pentru că știu și uite, vă demonstrez că așa trebuie făcut. Când nu ești sigur pe tine și când o băși, atunci începi să fii defensiv și atunci începi să, ok, și începi să te plângi pe la colțul, da. Și părinții ăștia, domne, care au numai pretenții. Părintele, gândește-te puțin dacă sunt pretenții exagerate. De, de multe ori vorbesc cu profesorul, și spun, tu ești părinte, ok. Și n-ai fost niciodată în situația asta, nu e. se pare un pic, nu sună niciun clopoțel pe acolo, pentru că și tu la rândul tău ai exact aceleași așteptări de la profesorii copilului tău. Tu de ce nu faci asta? Un pic de comunicare. Uite, gestionarea momentelor mai tensionate. Vine un părinte nervos la tine. Da? Și supărat, nevoie mare, domne, nu-mi place, uite ce s-a întâmplat cu copilul în loc să adopți atitudinea aia defensivă și spui, mai întâi stai să te gândești, da, poate chiar n-am făcut eu bine ceva, știi? Și spui părintului foarte unezi, da, dole, uite, chiar, îmi pare rău, îmi pare rău, mi-a scăpat, n-am știut, habar n-am. Dă-mi un pic de timp și o să încerc să repar chestia asta. E o chestie atât de simplă, de, nici nu trebuie să apară undeva în vreo carte de pedagogie, nu trebuie să vină ministrul învățământului asta să spună... Nu spun... E la noi să accepti tu că ai greșit în fața aia. Da, Aici e... Dar ești, de acord cu mine. Altă cât treabă. de simplu e, cât de la îndemână să-i spui omului, da, nu e, posibil să fi greșit, da. îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Uite, dă-mi un pic de timp și o să încerc să drec povestea asta. Sau... Pe de altă parte, apropo de ce ziceai cu toată lumea, Hagi și Messi și Nadia și nu știu ce, există și extraordinar de mulți părinți care -s... Na, tocmai am vorbit neavând nici educație <laughs> și uh, te trezești cu niște oameni care. știi, nu. Da, e, 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 foarte, e foarte adevărat. Bine, aici, aici să știi că uh, doar, doar povestea asta cu educația e. Nu e suficientă, că găsești în toate. Uh, zonele A, bineînțeles, sociale găsești de, oameni de, cu patru de, clase care sunt senzaționali da, da. și găsești oameni cu două facultăți care sunt absolut infecte. Da, și aici părinții trebuie să înțeleagă un lucru, că uh, instituția școlii, e adevărat, uh, cu plusurile și minusurile ei, cu păcatele ei, că eu sunt unul dintre cei care le recunoaște cu toată onestitatea. Dar chiar și așa trebuie să înțeleagă că instituția școlii, ca orice instituție din țara asta. Trebuie susținută să, să fie una stabilă, puternică. Pentru că noi avem nevoie de instituțiile astea. Într-un stat democratic ai nevoie de o școală puternică, de, de nu știu, toate instituțiile care ne, ne susțin activitatea de zi cu zi, să funcționeze cum trebuie. Ori în momentul în care, nici nu știu, atitudinea asta, de, de cele mai multe ori, nu presiunile astea dor, cât indiferența mă doare pe mine cap. Mi-a văzut copilul unde a intrat. A intrat la clasa aia de la colegiul ăla. Să vă fie de bine. Chestia asta doare mai tare. Știi că sunt în momentul ăsta, încă sunt clase care se fac pe criterii de astea sociale, unde lucrează mami, unde lucrează tati, e clasa exact. pregătitoare A, clasa pregătitoare B și C, de e, mai știu care ori mai fiele. ele. Da? În funcție de cam care și cum se înscrie la doamna pentru care își fac părinții viza de flotat E dureros că se întâmplă lucrul ăsta și părinții ar trebui să înțeleagă că, de fapt, contribuie la perpetuarea unor metehne Degeaba arătăm doar Corect. înspre profesori. Și ei contribuie inevitabil la, la povestea asta. Și ar trebui, la un moment dat, să se oprească, să. nici nu știu cum să spun. Dar, dar cum o oprești? Că, doar discu... Se discută despre lucrurile astea, dar cum o oprești asta? Uite, îți dau un exemplu. M-am nimerit într-o discuție la frizer. Cu cineva care avea soția învățătoare și foarte pornită persoana respectivă pe faptul că, băi, trebuie făcut ceva cu copiii ăștia, cu, cu CES, da? care sunt cu cerințe speciale. Deci, nu se poate să strici o clasă întreagă, băi, știi și stai, rămâi așa. Bă, s-au purtat atâtea discuții, s-au făcut atâtea... Și uh, am văzut că și la, la televizor, acum, la reclame, uh, intră treaba asta cu... Uh, pentru o bună dezvoltare sau o chestie de genul ăsta, da. copiii da. cu nevoi speciale e bine, pot învăța că... în orice uh, școală din țară. Sau e, e o formulare de asta care trebuie să s-a pus acolo, că, bă, așa cum dăunează băutura, tutunul și trebuie să bem 2 litri de apă, nu de lichide în fiecare zi, așa și asta trebuie să fie o chestie pe care o înțelegem. Dar, iată, nu, nu înțeleg, nu înțeleg profesorii pentru că nu sunt pregătiți să lucreze cu așa ceva și asta e o mare problemă. E, e, e foarte adevărat că, într-adevăr, nu, nu au fost pregătiți și se sperie atunci când când sunt puși în situația asta. Pe de altă parte, va trebui să acceptăm, va, va trebui să. să... Acceptăm ideea asta că e rolul școlii să-i primească pe acești copii. Așa cum întâmplător, întâmplător, chiar, chiar știu, cunosc, cunosc destul de bine uh, subiectul ăsta, pentru că am văzut tot felul de situații și Cumva aș avea lucruri să le spun și profesorilor, și părinților. Pentru că am întâlnit. Mai ales părinților. Părinții, am părinții, părinții fac părinții. o presiune fantastică să fie scoși copiii aia de acolo. Uh, e și categoria aia de părinți, într-adevăr, care vor, nu, nici nu știu ce vor, vor o selecție de aia, iurea, Da, da, da. Nu prea sunt niște naziști foarte, da, ok. Da, ceea, ce, ceea, ceea, ce ceea ce nu e în regulă. Nu e în regulă absolut deloc. Fiecare copil trebuie să aibă o șansă. Așa cum, din nefericire, sigur, să știi că trebuie un pic de poate mai multă educație aici. Am văzut, am, am întâlnit părinți cu copii cu CES care până la 15 ani nu i-au făcut o evaluare. Niciuna, deloc, absolut. Mm -hmm. Și au aruncat totul pe zona aia. Sunt, uh, sunt probleme emoționale. Mm -hmm. Domnul, nu sunt nici măcar... Părinți n care refuză care să se confrunte. Să Știi de ce? Pentru că asta ar însemna că ei n-au făcut un copil perfect. Și asta da, da, spune fac lucruri rău. despre ei. Da, îi fac da, rău cu copil, propriului copil. Dar, și dar ei nu vor să se confrunte cu această idee. Ei cu ei. Înțelegi? Da. -aici, aici recunosc, recunosc că e una, e una dintre situațiile și m-am confruntat cu situații de, de felul ăsta pe de-o parte, îmi doresc eu eu am copii cu ce în școală. Am copii și veniți spre tine la discuția asta, să știi că mă sunase o colegă pe drum care are clasă pregătitoare și era atât de încântată că unul dintre copiii noștri a reușit să facă astăzi ceva, nu mai știu, a numărat până la 10. L-au aplaudat toți copiii și nu știu cum să spun, să umple sufletul așa. E fabulos, e fabulos, dar sunt situații în care cumva uh, și -s -s noi ne-am dorit lucrul ăsta și părinții ne-au dat o mână de ajutor s-au au, -au sincronizat cumva lucrurile când a venit, când a venit părintele la cu copil la 15 ani fără o evaluare amărâtă, nu știu, cât de cât să te duci la ce sau unde sunt institutele astea în care evaluarea, evaluarea serioasă uh, te cam ține vreo două săptămâni, adică te solicită puțin, dar exact cum spui, Trebuie să accepti la un moment dat că asta este situația, pentru că abia atunci vei ști cum să-ți ajuți copiii. Aici, încă n-am ajuns la. I-am spus părintele respectiv, Doamnă, cam asta trebuie să faceți, dar cred că ori n-am fost suficient de convingător, că nici nu poți. Ți se rupe sufletul să-i spui unui părinte da. o chestie de, de felul ăsta și cum să-i spui că ai stat. De ce ai stat până la 15 ani fără să-ți duci copilul la o evaluare? Pe mine, cel puțin, nu m-a lăsat sufletul. Dar asta ar trebui să facă și părinții respectivi. Așa cum, la fel de adevărat, cei care se plâng că ăla strică, nu știu ce clasă, și că nu mai ajunge fisul olimpic dacă stă ăsta mic în clasă, uh -huh. greșește enorm. Și este cea mai cea mai neinspirată lecție pe care eu dă propriului copil, pentru că ăla mi va crește cu ideea că el e în turnul de fil, deci domne noi suntem Și că acești așa. oameni trei marginalizați, trebuie trebuie trebuie. hai să i ducem exact, undeva, exact. să aibă, aibă să aibă școala lor. Exact. Deci, hai să... Nu, da, nu, da nu, nu e regulă, nu e regulă absolut deloc. Ar, ar trebui să se gândească dacă presupunând că lipsește componenta aia umană pe care ar trebui să o avem toți, ar trebui măcar să se gândească că peste 20 de ani, copilul ăsta, dacă nu are o șansă, tot el, noi, așa, o să trebuiască să îl ducem în spate mai târziu. Nu? Adică, măcar partea asta, deși, deși, mă rog, e dureros dacă ajungem doar la partea asta. Trebuie să fie și chestia aia umană, pentru că fiecare dintre copii ăștia trebuie să aibă o șansă. E, astea sunt mentalități foarte, foarte greu de depășit, de, 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 de învins, de convins. De, de asta spuneam că am, avut câțiva ani în care mi se părea cumva că lucrurile trebuie să vină de la minister, de la, trebuie să vină și de la minister, că e, e sunt multe de schimbat și acolo. Dar mi-am dat seama la un moment dat că sunt niște mentalități atât de înrădăcinate mintea noastră, părinți, profesori, nu știu ce. Și greu, foarte greu le schimb. Să fie copilul meu bine, să-l văd că a intrat în clasa nu știu care, la liceu nu știu care. Fii mi-a intrat la liceu, apropo, anul ăsta. Așa și, mă rog, după ce am avut eu o discuție, fiule, știi unde? E care e cel mai aproape de casă. N-am absolut nicio problemă cu Dar absolut deloc. Întâmplător a intrat undeva unde zice el că i-a plăcut și că îi place și că vrea să facă. Brav, brav. Țin pomii, te încurajez. Dar dacă se poate să fie aproape de casă. N-am nici cea mai mică problemă că n-a ajuns la colegiu din buricul târgului sau de nu știu ce. Nu am nici cea mai mică problemă. Oricum, deja de la liceu încolo mai ține și de copii. A zis, bă, bă băiatule, <laughs> Pune una și învață că de acum cam ei viața în pie, nu știu cum să zic, te-am ajutat cât am putut până acum, de acum ea, e încearcă să fie pe picioarele tale. Uh, n -am... greu, greu schimb mentalitățile astea. M-am uitat la părinții care își pregătesc copiii pentru examenele de, de admitere. De la clasa 5 -a. Mm -hmm. De la clasa 5 -a. Ce speri, ce speri să faci din clasa 5 -a? Ok, îl scoți olimpic, așa. Și dacă a ajuns olimpic, ce? Se întâmplă ce? Adică nu, nu înțeleg, e mai... Cu 5 kg mai fericit, sau a făcut. Cred că avem niște, niște repere extrem de, de greșite, într-o zonă totală aiurea. Dar hai să ne întoarcem un pic înapoi și hai să vedem de ce trebuie, de ce trebuie să facem o școală cu copiii. Prima ta întrebare. Nu? Dacă e să fac o paralelă, știi, cu teoria contractului social. Odată, de mult, de mult, de mult, s-au strâns ei oamenii acolo în fața unei pești și au făcut un consiliu de administrație. Și au zis așa, auzi, mă. Știm să facem avioane cu reacții? Nu știm. Aia, ia să inventăm niște ingineri care să facă avioane cu reacții. Dar operații pe crești, știm să facem? Băi, nici de asta nu știm să Ok, hai să inventăm niște medici care... Ah. educație copiii noștri știm? Păi, nici asta nu. Hai să inventăm categoria profesorilor. Bun, după ce au inventat categoria profesorilor, trebuie să învățați pe copiii ăștia. Să vâneze mamuți, să nu-i mănânce tigri, să facă focul și unelte dă în piatră. Exact asta au făcut prima dată. Și niște mii de ani au mers treburile bine. Pa, când dintr-o dată noi am uitat ce trebuia să facem, ce însemna educație de la bun început. Și a început competiția. Păi da, dar ăla trebuie să fie mai bun decât ăsta, ăla trebuie să fie primul, apare ierarhizarea. Și uita, așa începem să, ex să excludem pe, pe ceilalți. Și o facem cei mai mulți dintre noi. Că suntem părinți, că suntem profesori, că suntem orice, iar factorul politic, care -i relativ dezinteresată de toată povestea asta, doar să uită să vadă încotro bate vântul. Vreți Olimpici? Ba! Imediat. Inclusiv finanțarea per capita susține ideea asta, pentru că școlile um, bogate care livrează performanță vor primi bani mai mulți. Școlile amărâte. Cu... Păi, da, dar asta e prostia Adică asta trebuie schimbat. Exact, exact, exact. Adică exact ne uităm cu totul și cu totul greșit la lume. E felul în care ne uităm, de fapt, și la economie. Ne uităm în același fel. Socotim indicatori care sunt absolut depășiți și greșiți, cum ar fi PIB-ul, ca să măsurăm fericirea da. oamenilor. Asta e o tâmpenie. La fel ne uităm la economie ca și cum ar fi o știință. Asta e cea mai mare prostie posibilă. Nu, trebuie să ne uităm la lucruri. Am inventat banii, economia. Banii nu există dacă nu credem în ei. Corect, sunt niște hârtii. La fel și aici cu educația. Bă, trebuie să vedem. Ce interese avem noi de la educație și cum modelăm acest sistem să-l facem diferit? Cum cultivăm empatia în locul salvărilor personale? Da. Pentru că aceste salvări personale sunt cele care dăunează cel mai mult. Copiii acum, că lumea se plânge, domne, sunt din ce în ce mai răi. Pentru că asta li se spune de când se nasc vezi pentru tine, ia pentru tine, nu-i da lui ăla, nu te juca cu ăla altul. Avem această categorie absolut idiotă a părinților elicopter care le-au răpit copiilor jocul, ce spune Jonathan Hyde în da. uh, Generația Anxioasă, acum ultima lui, uh, în cea mai recentă carte care e excelentă. Bă, le-am luat copiilor jocul liber copiii când sunt lăsați să joace liber, nu se ceartă, nu se bat, nu se, se ceartă în momentul că intervin părinții. Când încep aia să eu ai văzut pe părinții aia în parc care zic, nu, regulile sunt așa, băi, ia, ia, stați un pic, înțelegi? Stați un pic aici, stați să vă explic eu, deci tu faci aia, tu faci aia, tu... pleacă trecut de aici mă lăsă în pace, știi? Da, e, da, e adevărat. nu știu, nu-mi dau seama cum, cum pot fi schimbate lucrurile astea. Spuneam că țin, țin, de, de mentalitățile unor, unor oameni și lucrurile astea se schimbă se schimbă cel mai greu. Dar, pe de altă parte, nici nu, parcă nici nu putem să lăsăm lucrurile așa, nu știu cum să spun. Nu știu dacă ai observat că în ultima vreme se, se lasă așa un fel de resemnare. Mm -hmm. e, cam toată lumea se împacă cu toată lumea, fiecare își vede doar de interesul imediat, dacă e bine, bă, la Adică, lui... în măsura în care pot îndoi sistemul în favoarea mea, A, o e fac. E suficient, da. Pentru ai mei, pentru nu știu ce, după aia zici, bă, nu mă mai interesează, eu mi-am văzut. Da? La fel, nu putem accepta cu toții. Am avut 10 ani un președinte care a făcut a scris o vomă de proiect. Da? România educată care poate că are legătură cu trecutul, dar nu are absolut nicio legătură cu ce ar trebui să uh, uh, facem în, în viitor în zona asta. E, e foarte adevărat. Acum ne fi neapărat expert în educație, dar ca un om care și ca și, și părinte, și profesor, și un om care de 20 de ani face treaba asta. Uh, habar nu avem ce se va întâmpla în următorii 20-30 de ani. Ideea e că ne pregătim copiii să ajungă medici, avocați, nu mai știu ce, nu cred că mai ține, pentru că nu chiar nu știm. Tehnologia avansează atât de repede încât ar trebui să-i pregătim pe copii. <coughs> poate am plictisit pe um, um, cei care ne urmăresc acum cu discuția noastră, cu competențele, nu dar nu e, e, o -o chestie, e o chestie foarte, foarte faină, foarte interesantă, pentru că. Uh, abia competențele astea te vor pregăti peste 20 de ani să te descurci, indiferent de situația în care ești. Mm -hmm. Ok, și să-ți să dau un exemplu. Pe, pe copii ar trebui să învățăm, de pildă, să fie un pic mai, să se adapteze mai ușor la neprevăzut. Uh, nu spun nicio noutate, când mulți dintre noi am, am terminat o facultate, care fi fost ea, dar la un moment dat ce să vezi că am mai cotit-o? Unii am făcut față bine schimbării, alții nu. Cei mai mulți n-au făcut față bine schimbări. Când de fapt asta ar trebui, asta va fi realitatea vieții de zi cu zi, în următorii 30-40 de ani. Copiii noștri ar trebui să învețe lucrul ăsta. Ar trebui să ia de la început, asta este o altă lecție. O abilitate, o abilitate fundamentală de viață. Păi nu ți o chestie, ai făcut un an, doi, cinci, zece ani, 15 ani, ok. Ai făcut 15 ani un lucru și la un moment dat ce să vezi, nu mai merge. Nu e sfârșit. Sau Nu-ți mai place. Sau nu-ți mai place corect să pot să. Mai, regăsești, asta, mai da. da. Foarte bine, bă, nu e nicio problemă. Poți să înveți altceva. ia Iau de la început, e foarte ok să faci asta. -am învățat... nu, mai e un mai problem aici, pentru că privim lucrurile uh, greșit și e un mesaj pe care noi tot încercăm să-l transmitem și sunt foarte mulți părinți care ne scriu. Și zic, bă, am ascultat podcastul ăla în care ai zis uh, uh, și ne repez dou două 2000 de ori de atâția ani. Cu educația permanentă, și cu faptul că nu trebuie să renunțăm la. Eu și acum la școală, înțelegi? fac un master pe psihologie sportivă, pentru că m-am băgat în zona asta și lucrez cu, cu copii în zona asta și îmi place, e extraordinar. Și, uh, știi, e, e mare lucru să reușești să-ți cultive abilitatea de a-ți menține curiozitatea. Este, este extraordinar. Și uh, foarte mișto zicea Daniel Caneman. Uh, pe sfârșit, acum la 98 de ani când am mai scris o carte, a zis cea mai mișto chestie e că îmi permit și la vârsta asta să mă răzgândesc. Foarte. Bă, senzațional! Adică stai, mi se face porul pe mine de fiecare dată când văd aia, zice bă, mă răzgândesc, înțelegi? Da, este da. fabulos! Și foarte mulți oameni nu-și permit. Au fost acolo, s-au dus, pentru mulți au ales părinții ce vor face ei și sunt acolo și le e o frică, normal că le e frică, pentru că nu, pentru că nu știu, mai ales cei care au fost crescuți de părinți, de ăștia care i-au ținut în ei, nu știu, n-au nici școala vieții, n-au fost nici în spatele da, blocului, da, n-au da. fost nici, știi n-au făcut față, n-au fost nevoiți să facă față unor situații nasoale. Să fugă ca să scape de o amenințare, să să ia niște decizii. Sunt, sunt oameni care n-au luat decizii. Da. Și atunci, eu cred că oamenii trebuie încurajați să facă asta, știi? Bă, trebuie să începem să luăm decizii, trebuie să începem să ne preocupăm de acele abilități care ne, și repet treaba asta că îmi place foarte mult, care ne permit să devenim creatori de soluții, știi? Da. În, în, în orice domeniu. Da, observ că toate lucrurile astea nu prea să mai pupă cu diploma, cu locul întâi, ai, ai. cu nebunia, cu obsesia, ai, ai. cu colegiul din cu Nici nicio legătură. Da, da, Așa, da. e, ruptura asta, ruptura asta se, se, se produce foarte greu. Acum, E adevărat. Mă pun și în papucii părintelui că e atâta nesiguranță, mai ales în raport cu instituția școlii, că până la urmă stai și te uiți în jur și alegi varianta care pare mai sigură în momentul ăsta. Dar pare sigură doar în momentul ăsta. Ce, toți spun și poate s-au supărat la un moment dat, încerc să spun că asta este doar o iluzie, e o chestie pe moment. Ți-ai dat o satisfacție pe moment și ți-ai văzut copilul în cea mai bună clasă, în cel mai bun colegiu. Mm -hmm tot n-ai rezolvat problema. E, trebuie mai mult de atât. Dar e adevărat, aici părintele săracul nu o să poată să facă singur lucru ăsta, profesorul ăla pasionat, bine pregătit, că sunt și dintre ăștia, e, nici ăla nu o să poată să facă singur, treburile astea trebuie făcute la nivel de sistem. Și aici, sigur că da, ajungem la responsabilitatea celor care ar trebui să ia decizii pentru noi toți. Că de-aia sunt puși acolo și de-aia plătim taxe și impozite în fiecare lună. Da? Să ia niște decizii competente. E, acum, Factorul politic, factorul politic, cel puțin în ultimii 34 de ani, a avut o chestie const, pe care a făcut-o constant. Nu a luat, n-a propus măsuri pe termen lung. În educație, nu știu, bănuiesc că și în alte, în alte domenii de activitate, dar în educație trebuie să niște, vină cu o idee și las-o frate câțiva ani să vezi cum funcționează. Las, cu bune, curele, ok, poate nu o să meargă. Nu e nicio problemă. Peste 5 ani, uite, o mai schimbăm, o mai sucim, o mai bibilim. Aici s-au schimbat de atât de multe ori, de aici nesiguranța. Nesiguranța profesorilor, nesiguranța părinților, pentru că de la o zi la alta, ce să vezi, am mai, a mai s-a schimbat ministru. Pa! Facem altceva. A venit ăla, are și, altă, are și el altă idee. Nu așa să fac lucrurile. A, a, nici nu știu că sună, sună ca naiba consens politic, nu o să fie niciodată consens politic la noi în țară. Dar asta ar trebui. Ar trebui la un moment dat să spună, nu știu, să întâlnească ea mari șmecherii acolo și să spună, bă, ia, fiți atenți. Ia să lăsăm educația, o lăsăm deoparte vreo 10 ani. Bă, dar nu ne atingem de ea. Da? Ce partid de suntem aici? Oia, cu oia, cu Ok. Bă, sunteți de acord? Bun. Luați mâine de pe educație. Nu vreau să văd un inspector numit politic. Nu vreau să mai văd un inspector numit politic. A, deci ei înainte nu vreau niște să... măsuri. Nu zici, colă, așa, Dacă-ți dacă iei, dacă iei mâinile de pe educație, se presupune că oamenii, aia, totuși, care vor rămâne să ia niște decizii acolo, vor fi aleși și după criteriul uh, merit, competenței. Competenței, mm -hmm. da? Dar ar exact asta ar trebui să fac. Aia să lăsăm educația în pace vreo 10 ani. Atât. Că sunt oameni, sunt oameni deștepți acolo care chiar ar ști ce să facă. Știi, mulți dintre ei. Nu, prea, nu sunt nici vocal, nici nu intervin, nici nu-și asumă vreo responsabilitate din lehamite. -a sunt specialiști foarte buni. Dar inclusiv la nivel preuniversitar, am cunoscut oameni absolut fabuloși. Dar nu, 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 nu vor să-și bată capul și să facă. Ce? Da, da, aici zici tu, uite, asta e o vină. Omul competent care nu se bagă și merge după principiu foarte cunoscut în toată administrația din România, nu te bagi, nu ți se bagă, da? e vinovat. Adică nu poți să spună că nu e vinovat. Nu poți să zici, bă, mi-e Nu, poți să ieși, poți să-ți dai demisia, poți să pleci și să zici, bă, eu nu vreau să fac parte dintr-un dintr astfel de sistem. Tu ai văzut ce au început ăștia să angajeze ca secretar de stat și alte de astea, că l-a luat pe de la Decathlon, A, da. De șef de magazin și l-a pus la energie, <laughs> pentru da. că, na, când era hambalist, a jucat la energie, a nu știu care. <laughs> Înțelegi? Dar e, aici e ideea că ușor, ușor ei trebuie să nu mai aibă oameni, da? Și oamenii care știu să zică, bă, hai drecul la o parte, uite, trebuie să punem oameni care să pricep. Adică și aici e o chestie, când le ții spatele în stora și zici, bă, nu mai... dar ești acolo să pui în aplicare tâmpeniile pe care le scot ei. noi am avut la învățământ, am avut-o pe doamna Anisie, care la mine în studio, era la casa presei, a zis, domn patra, nu mai ziceți pe asta cu 6% bani la educație. Vă spun mie, dacă mi-ar da mâine 6%, n-aș avea ce să fac cu ei. Sunt destui bani în educație. Lăsați așa, la sub 3%. Mm. Nu se poate așa ceva. Adică nu putem să tolerăm la nesfârșit lucrurile astea. Adică, în opinia mea, bă, mâine nu mai votăm, nici cetățenii. Nu mai votezi un uh, uh, parlamentar sau un președinte sau care nu promite 6% din PIB, dar care să facă. Nu s-a făcut, semnezi cu o hârtie că te care a doua da. zi. Adică, voi eu, eu cum mă așez acolo... 6% de pentru educație. Eu, eu Discutăm sunt, eu, de celălalt. Eu sunt de acord că nu nu e în regulă, nu e regulă să, să stea cu capul la cutie și să nu spun că nu e treaba mea, că nu e ok să spui că nu e treaba, ba e treaba fiecăruia dintre noi. Mm -hmm. Spun doar că înțeleg cumva resemnarea unui om care a încercat și, și se lovește de toate lucrurile astea ca de un zid. Pentru că numirile, politic, numirile politice în educație nu sunt o realitate, sunt un, sunt un cancer care a pătruns până în cele mai intime țesuturi mm -hmm. ale organismului, numit învățământ românesc. E, și atunci, când, când vezi lucruri. De, de, de asta îți spuneam că unii dintre ei stau și să zic: cu cine să mai fac, au? cu cine să mă bag? Da, există acest sentiment de zădărnicie. Da, da, da. Uh, okay. și, care sigur că da, nu, nu e în regulă, că până la urmă stai te, te lupți în, până în ultima secundă și să spun și de ce trebuie să te lupți. Pentru că în țara asta. Păi sunt niște copii, sunt niște sute de mii, nu știu câți ori fi ei, care n-au nicio șansă. De fără oamenii ăștia, fără specialiștii fără nu știu ce, copiii nici atât nu vor mai avea nicio șansă. Vă să zic că implicarea asta ar trebui să fie cumva un reflex normal pentru fiecare dintre noi, dar nu pentru noi, că nu, ne ridică nimeni, nicio o statuie. Dar dacă niciunul dintre noi nu scoate o vorbă pe gură la un moment dat, Copilul ăla din Taylor, Manvaslui sau din altă parte, sau care merge în, în cizme la școală, am avut ele care veneau în cizme la școală, în ciupici, de-aia iarna când erau minus 10 grade, minus 15 grade, atunci nu o să mai vorbească nimeni pentru copilul ăla. De-aia trebuie să, să facem lucrul ăsta în continuare. Dar, sigur că, da, factorul politic ar trebui să înțeleagă că, de fapt, obsesia asta de a controla instituția școlii până acum n-a făcut decât rău. Adică n-am nimic împotriv, n-am așa din oficiu să zicem, mă enervează numirea politică. Bă, dacă aș vedea, dacă numesc că e un specialist, un super, un, un, tip super deștept care ar ști ce să facă, mi-aș schimba instantaneu părerea. Foarte bine, da mă, numiți-i politic pe toți, uite ce armată de oameni deștepți aveți acolo. Aici problem problema e că nici măcar nu se vine cu o idee propusă, adică bă, despre ce și cum vrem să facem asta. Nu ni se spune dinainte, uite, apropo de Cartea Luciucă, un program pe 80 de pagini în care în niciun rând nu ni se răspunde la întrebarea cum. Deci am înțeles viziunea lui despre școală, trebuie să fie militarie, evaluare permanentă, frică, note, bătaia acasă, da, am înțeles. Nu ni se spune cum va face el lucrul ăla, ni niciodată. E, și în momentul când vin niște oameni care spun doar educația trebuie să fie prioritatea zero pentru guvernul nostru și eu. Bă, cum? Adică ce, Doamne, apără și păzește faci tu ca să implementeze această idee atât de generoasă cu uh, educația? Aș întrezni un scenariu, așa. Știi? Mm. Adică, dacă așa peste noapte mă trezesc mâine dimineață, ministrul educației, aș cere acel 6%, că e nevoie de el. Dar eu l-aș repartiza, așa foarte pe scurt, l-aș repartiza, e nevoie și în salariile profesorilor, că e nevoie. Dar nu doar acolo. În formarea lor. Uh, um, um, de la pregătirea lor inițială de pe băncile facultății. Și acolo aș face niște programe prin care aș lua studentul ăla din anul și l-aș întreba de acolo. Mă, băiatule, tai vrea să fii profesor? Da, uite, peste 10 ani o să ai un salariu de, nu știu, vreo 2000 de euro și o să fie de bine și în fine. Dar dacă vrei să fii profesor, uite, faci ăștia cât e, bă, 3 ani cu 2 ani de masterat și mai faci încă 2 ani de specializare, nu știu de care, cât să mă asigur că știi ce e de făcut când te trezești în fața a 25 de copii, după care, după ce ai terminat tot programul ăsta, perfecționarea aia suna iurea, cât ești profesor, trebuie să înveți în continuu. Dar în continuu. De toate feluri, de toate, tot soiul de chestii, așa și-aș simplifica cumva procedura asta prin care profesorii să ajungă la cursurile respective, că acum e o chestie de aia de face așa și că de aia mulți se, se descurajează inclusiv din cauza asta. După care aș mai monitoriza, bag o grămadă de bani în perfecționare, aș monitoriza un pic și ce se întâmplă cu l-am trimis pe profesorul la cursuri. Ce se întâmplă după aia? Vreau să mă duc în clasă. Ia ziua, ai învățat trei lucruri la cursul ăla? Vreau să văd și o două în sala de clasă. Că ai schimbat ceva acolo. După care toate lucrurile astea ar trebui să se mai... Toți banii ăștia ar trebui să se mai regăsească în niște programe școlare noi, în planuri cadru noi. Știi, planurile cadru sunt documentele alea care indică numărul de ore alocat fiecare discipline. Mm -hmm. Și dacă se poate, aici... Aș lua liderii de sindicat, i-aș trimite undeva într-o văcănțucă, dar să stea departe, vreo două luni, așa, cât ne ocupăm de planurile cadru, ca să le putem face în sfârșit în interesul copilului. Pentru că, în acest moment, un copil are, în medie, șase 7 ore pe zi, dacă nu avea și mai mult, nu avea de la liceu și mai mult, pentru că nimeni n-a acceptat, n-a fost de acord să scoată orele, să le mai gândească altfel cum ți ar fi cum ar fi sunat de pildă o chimie o biologie la gimnaziu, să spunem, o chimie, o biologie, o fizică sub umbrela unei materii numite științe, cum fac ăștia, mm -hmm. nu știu, Marea Britanie, science sau mm -hmm. humanities. Ce fain sună asta, știi, o istorie, o da, geografie, da, da, da. o cultură civică, un soi de umanioare, așa Bun, exagerez poate, poate nu sunt cele mai cei mai potriviți termeni, dar undeva în zona asta, asta ar însemna conversie profesională, ca profesorul ăla de istorie, de exemplu, Fă și o geografie, că uite, pe viitor lucrul ăsta te va ajuta nu numai să îți găsești o catedră mai ușor, dar poate și înțelegi lucrurile un pic, poate le explici copilului mai simplu. E, ia că tă, banii ăștia nu, nu trebuie să meargă doar în salarii. Repet, nu înseamnă că nu e important să, să dăm salarii decente, dar nu doar în salarii. De asemenea, în dotările școlilor, că și asta a ajuns un subiect la un moment dat pe care l-am exagerat foarte mult. E important să dotăm școlile. E important să nu mai avem copii de lăcat de taban în cap și că ferească Dumnezeu să mai întâmple. Da, mai mult decât azi. atât, noi când ne referim la dotările școlilor, ne referim la niște lucruri care nu le. Îmbunătățesc neapărat viața copiilor acolo. Că de bine de rău, fiecare primărie a mai pus una acoperie și a mai aia, astea numai. Adică sunt multe școli care arată bine în momentul ăsta. Da. Dar nu te simți bine în ele. Da. Adică nu găsești niște locuri de socializare în care copiii să stea ca lumea, să poată să stea jos, să poată să stea undeva. N-ai o curte ok, n-ai niște locuri amenajate pentru ei. Eu am fost la, la, la liceul la care am învățat eu și am fost uh, 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 cutremurat de unde era înghesuită biblioteca într-o fostă sală de clasă dintr-o bibliotecă destul de mare, unde s-a făcut altceva pentru că era nevoie de spațiu respectiv și pur și simplu, acolo nu mai putea intra nimeni să caute o carte, să era totul așa. O... Adică nu poți cu astfel de spații, fără să ai o cafenea acolo, adică unde ei să poată să mănânce acea masă caldă, acea, da, nu un corn nenorocit sau un biscuite da, da, da. cu zahăr, glucoză și toate nenorocirile în, în el. Adică dotările școlilor trebuie să însemne, practic, și multe alte spații, da, și, practic, alte școli. Um, știi că se vorbește de câțiva ani despre starea de bine în școli. Mm -hmm. Și e, e adevărat, și aici trebuie să explicăm, să definim foarte bine ce înseamnă starea asta de bine. Că, încă o dată, starea de bine nu presupune că elevul să duce la școală și face Cei cei tună lui prin cap și pac dar nu, nu înseamnă asta. Asta e doar în viziunea unor profesori foarte conservatori care se tem îngrozitor, da, wow, dar dacă facem și cea mai simplă, cea mai mică concesie oarecare, acolo ajungem. O să ne sară copiii în cap. Exact. Nu, nu o să ne sară copiii în cap. Mă încă există asta. Eu merg în școală și vorbesc, te mai întrerup un pic. Merg în școală și vorbesc cu, cu elevi, la liceu, la gimnaziu chiar și mă uit ce se întâmplă înainte să ajung să vorbesc cu ei. Băi, există chestia asta. În unele locuri copiii n-au voie. Aia, nebunia aia cu asta, intrarea profesorilor, asta e scara profesorilor. Asta e, bă, au scara, au intrare, au mochetă, da. au flori, mișto la ei. Nu vezi o floare în toată, în toată școala nu e o floare. La ăștia e plin de flori. Bă, sunteți nebuni. Pe scara lor, cu toate nebuniile, tablouri, chestii, în rest, nu vezi nimic. Uh, și la fel, copiii merg în vârfuri, în anumite zone, că nu, na, nu știu ce, Adică, bă, asta N-au dispărut încă lucrurile astea. Da, da, e... oamenii ăștia, dacă ar face pentru o secundă, pentru o clipă Dacă ar face exercițiu de a renunța la spaimele astea Știi, de obicei, oamenii fac lucrurile astea De frică Din teamă mm -hmm. am, am o teorie chiar, știi Învățământ, Învățământul nostru Funcționează nu după legile educației ci după legile fricii mm -hmm. Tuturor, absolut tuturor le, sunt, sunt oameni cărora le este frică Copiii se tem de profesori, profesorii se tem de directori, directorii se tem de inspectori, inspectorii se tem de primari și așa mai departe. E un lanț al fricii în învățământul românesc din care nu reușim să ieșim. Lucrurile de care spuneam un pic mai devreme, am aia de scară, că a fost titan mai scandalul cu vreuna și ceva. Mm -hmm. Dacă, ar, dacă ar, ar sta o secundă să se gândească, ia să văd, măta dar eu dacă eu urc Costan de la clasa a șaptea ce se întâmplă, băți? Am de vopseaua galoanele, mă respectă mai puțin. Păi înseamnă că ai o definiție greșită a noțiunii de respect. Mm. Înseamnă că dacă tu ai impresia că trebuie să dai unul drept în fața ta și să facă. Dacă asta crezi că înseamnă respect, înseamnă, înseamnă că n-ai înțeles despre ce da, e vorba. Da, ai niște repere greșite. Da, Respectul e în altă parte. Am văzut profesori și dacă tot vorbim despre școlile astea, că, uite, mitul generației care nu mai face nimic, generația asta de drogați că nu mai... Bă, ce copii! Da, ce copii eram noi altădată și uite bă ce au ajuns ăștia! Este o minciună ordinară. Asta o spun doar cei care n-au călcat într-o școală sau n-au interacționat cu copii poate de foarte mulți ani. Eu, eu, întâmplător eu am șansa să fac lucrul ăsta și mă uit la copiii și... Băi, sunt niște copii geniali. Îți vine să crezi? Cazurile alea care mai apar pe la televizor, dramatice, într-adevăr, și triste până la urmă, și arată neputința toată noastră a adulților, dar sunt, sunt dacă... Nu sunt regula. Nu sunt regula. Mergeți prin, prin... școli, prin școli obișnuite să vedeți copii de la pregătitoare până la copii de liceu. Am avut ocazia să, să discut la un moment dat cu copii de gimnaziu, a șaptea, a opta, să, să, să vezi ce engleză vorbesc copiii. Aia. Să vezi copii pasionați de, de lectură, stau și citesc, se duc, își cumpără tot felul de cărți. Copiii nu sunt, nu sunt o problemă, copiii nu au problemele alea pe care le, de care ne tot plângem noi. Nu, copiii sunt ok. Copii pe sunt pe de altă parte sunt foarte mulți părinți care se plâng de treaba asta pe bună dreptate, pentru că nu putem nega fenomenul ăsta al drogurilor în școli. E adevărat. E, e foarte adevărat. Doar că n-aș eticheta o întreagă generație. Sigur că există pericolul ăsta Sigur că sunt, din nefericire, tineri care ajung victime ale consumului de droguri Pentru că în ceea ce privește consumul de droguri Nu, nu pot să mă gândesc la un tânăr sau la un, decât ca la o victimă da? Pe de altă parte, hai să nu etichetăm toată generația asta Pentru că sunt, sunt copii faini Hai să-i hai, hai să vedem ca pe niște copii care au ceva de spus Copii care au reușit mai mult decât noi Copii care știu mai multe ca noi dacă faci o comparație, eu o spun mereu, dacă eu îi compar pe copiii mei cu mine când eram de vârsta lor, sunt o mie de clase, prin simplu fapt că eu nu eram tăntălăi rău, tembeli rău, proști și nici nu aveai ca să te interesezi despre ceva, trebuia să te duci, dracu să te interesezi, adică îți lua foarte mult timp să dobândești o cunoștință despre, despre ceva și ăștia având toată cunoașterea la un clic, ei pot afla orice despre orice foarte repede, se pot educa foarte repede, super interactiv, super uh, uh, funny, amuzant tot și noi totuși îi judecăm pentru că nu da. fac niște lucruri așa cum vrem noi. Da, încă o dată, e, e, un, e, e, un, circuit al fricii aici, pentru că noi adulții simțim că pierdem controlul câteodată și atunci pentru noi e mai comod să spune, bă, generația asta de drogați, că de-aia nu merge nimic în țara asta și nu învață ei la școală și nu știu ce. Când, de fapt, dacă stai puțin să te gândești, Băi, dar da, adulții lupește noi ăștia, generația de deștepților din școala de altă dată, dar ce a făcut noi să ajungă copiii acolo? Da? Înțeleg că e un tânăr care s-a apucat de droguri, înțeleg că e un copil care a ajuns în situație de abandon școlar, înțeleg că suntem în situații de, nu știu, cazuri triste cu copii care nu mai au nicio șansă. Așa. Dar noi, adulții ăștia, până să ajungă copiii în, în, în situația asta, ce am făcut noi până acolo? Spuneai de masa caldă, de pildă. Știi că masa caldă e o chestie atât de la îndemână pentru a preveni abandonul școlar și indirect și procentele ale infracționalității juvenile și toate nenorocirile care se întâmplă pe stres. Cât de simplu puteai să previi cu o masă caldă sau cu programul școala de după școală. Dacă mi-amintesc bine încă de anul trecut, sunt și bani pentru asta. Sunt. Cred că trebuia să fie la ora asta undeva la un milion de copii din toată țara Care să aibă acces la programul Masa Caldă Încă nu se întâmplă lucrul ăsta, nu, nu știu de ce, habar n-am Dar nici măcar la nenorocirea aia cu cornul și laptele, mărul sau nu știu ce Nu se întâmplă Da, nici, nici măcar aia Și atunci, stai să te gândești că, de, de asta spun că mă, mă enervează la un moment dat Să aud cum adulți în toată firea să plângă copiii din ziua de astăzi Da mă fraților, dar noi așa fă făcurăm ceva pentru copiii aia? Ăia pe stradă, care sunt în gășcuțe și nu știu ce, ok, ăia n-au ajuns așa de pe zi pe alta acolo. Cineva i-a prim... împins în, în, zona aia. Cuiva nu i-a păsat la un moment dat de existența lor și de aia au ajuns ei acolo. E, ce să vezi, nu cumva întâmplător suntem noi adulții aia deștepții cu școala aia bună făcută altă dată? E da, noi, noi suntem. De aia nu, e, e dureros că dăm vina pe copii. Ok? poate ar trebui să ne gândim la un moment dat hai să vedem cum putem să să-i mai ajutăm dacă putem să îi mai ajutăm în vreun fel. să limităm un pic fenomenul ăsta vorbeai de consumul de droguri, știi ce se face cu, împotriva consumului de droguri că toate, toate campaniile împotriva Zero marat, a, este, postie, este, o, da. pierdere de vreme adică ăștia, cei care se ocupă de povestea asta au rămas încă la nivel de campaniile care se făceau prin Statele Unite prin anii 80-90 mm -hmm. spune nu drogurilor băi, de ce să spun? nu mai poate la săracul de chestia asta ce e mult e de ori mai complicat să... Și totul pe pedeapsa, pe pedepsirea exact, consumului. Pe, exact, exact. Adică, adică tot să merge... Da. Inutil, inutil de da, admintere. Adică, degeaba, poți face asta până la Paștele Cailor. Doar să nu fie ei, ei obligați să se ocupe de mari traficanți, da, de mari... Exact, asta e exact, ideea. Asta da, e o scuză. Da, Domne, uite ce am făcut. Am făcut... Ai făcut pe da, Da. da și vă să Cum zic... erau polițiștii aia când eram noi mici, la, eram la școală, la generală sau la liceu și veneau și ziceau Fetele, nu mai umblați cu fuste atât de scurte, fără bijuterii, fără lănțicuri, fără nu știu ce, Pentru că asta îi tentați pe pe, pe hoți. Adică nu există poliție, nu există nimic, noi nu suntem aici ca să combatem lucrurile astea și să ne ocupăm. Dar, deci vă rog eu frumos să aveți grijă. Da, da, acum tu vorbești de, de nenea milițianul, de pe când eram noi tineri așa, dar da, câți dintre ăștia sunt în prezent? Câți dintre ăștia că. De, de, a, tu ai văzut șeful tasperat. poliției de la Motoșani? Ai văzut uh, da, 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 Cu acel da, uh, da. elev olimpic, iată, nu știu, ce, dar parcă ar conta asta că da. a fost bătut și era olimpic. Da. Nu, a fost bătut un copil pe stradă și șeful poliției, ce căuta el care da. încă în funcție, vine și întreabă ce căuta copilul la da. unul noaptea pe stradă. Incredibil. Și n-a fost demis Dobito, adică da. uh, noi am făcut uh, registrarea. Uh, Marți, interviul se difuzează miercuri, marți, la ora înregistrării, dobitocul nu fusese demis. Da, o inerție de asta instituțională pe care nu, nu, nu pot să o înțeleg absolut deloc. În, în cazul respectiv, mai ales, mai ales că este într-o instituție publică. Dar mm -hmm. acolo trebuie să scrie, dar, nu, dar sunt convins că scrie în fișa postului, probabil într-un limbaj mai tehnic, mm -hmm. bă, băiatule, controlează de 10 ori când scoți ceva pe gură, mai ales când ai un comunicat public ca să nu par bătut în cap, știi? Adică sunt convins nu, că... Și să asta, nu că și instituția, undeva, și instituția adică... De asta spun, pentru că ăla reprezintă o instituție. E, cum ajungem în situația asta? Bine, avem, sunt subiecte chiar mai recente, chiar de-a dreptul revoltătoare, în mediul universitar, unde nu te aștepta să se întâmple lucrurile astea, mm -hmm. da? Auzi, uh, 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 nu știu cum, se îmbracă o, o fată, o tânără, nu știu mm -hmm. ce și... Tot ea e de vină că îl tentează profocut, ăla. Da. Păi câtă minte, câtă minte să ai în capul ăla și din nefericire sunt foarte mulți. Îți amintești, era uh, episodul ăla uh, scandalos cu fata e violată în vasul lui de vreo șapte nemernici. Așa. Exact. Tot satul a sărit în sus, mm -hmm. toate babilii stăteau așa pe la poarte măi, mamă, dar dar și fetele astea în ziua de astăzi. Bă, voi sunteți sănătoși la cap, cum naiba să gândești în felul ăsta? Eu, eu, eu nu știu, ei ar trebui amendați în primul rând. Pentru prostie în stare pură. Da? Să blamezi victima și din nefericire în România în lui 2024 Încă sunt foarte mulți care spun asta și sunt, pe, pe tot din cauza educației da, Și sunt, sunt sub, forma, sub forma unor voci moderate așa, adică, și de aia care, Foarte deștepți, așa, adică de aia domnule. Și mai zic, uh, nu că iau, vezi cu microfonul, uh, uh, da. nu că iau eu apărarea lui x A, așa, dar... Așa, dar... Uh, sunt împotriva sunt acestor aia, lucruri, da. Ni, sunt aia, rasiștii care zic, domnule, eu nu sunt <laughs> rasist, dar... N-am nimic cu evreii, dar... dar, dar N-am nimic așa, cu, dar... Exact. Păi, e, aia e definiția, definiția tâmpenii de pe lumea. Adică, oamenii ăștia nu realizează și, într-adevăr, aici, într-adevăr, școala ar fi trebuit, la un moment dat, să le spună, să-i de când erau mici. Bă, băiatule, nu înseamnă nu. Punct. Mm -hmm. Nu, fără alte, nu există dar, nu există nimic. Mm -hmm. Nu înseamnă nu. Gata. E, dar pentru că școala școala era ocupată cu alte lucruri, cu multă materie, ca să iasă copilul olimpic, să facem dosarul de gradație de merit și să ne lăudăm cu tricolorul în aeroport. Punct. Deci asta făcurăm noi în ultimii 34 de ani. Unde să mai stăm noi să ne gândim că, de fapt, copilul... Apropo... Din punctul meu de vedere, ar trebui făcută educație sexuală în școli. Ar trebui urgent și educația sexuală, contror, contrar tuturor ălora care urlă că le mm -hmm. distrugem inocența copiilor, altă, altă formă da, de da, prostie da. pură, Așa, ar trebui orele astea de educație sexuală să înceapă, în primul rând, prin a le comunica băieților, da? copiii. Dar de la vârsta asta, voi trebuie să înțelegeți că nu pui mâna că nu e în regulă, orice atingere care e făcută nu știu cum, nu e ok, nu e în regulă, te duci la un adult și spui, știi care, una dintre problemele foarte sensibile pe care, mă rog, le-am le le citit atunci când vorbim de victime ale unor abuzuri, a fost faptul că le-a fost frică să spună mai departe. Le-a fost rușine să ceară ajutor. Asta e asta vina noastră, e vina școlii. Cum adică să-ți fie rușine să cere ajutor? Te duci, frate, și urli cât te ține gura da. Mă rog. Și nu doar rușine, frică. Și să știi și da. unde să te duci. Da? da? E, ăsta este. Dar s-au dus, uite, s-au dus fetele la doamna Miroiu, care a vorbit cu soțul să vorbească cu domnul Pieleanu ca să nu mai facă. S-au dus fetele, au avut da. încredere. Înțelegi? N-a funcționat, se pare că n-a funcționat. Da. Se pare că n-a funcționat și. Uh, e, e dureros E dureros că uh, în, în momentul în care relația asta de încredere în. În niște oameni. De, de, de asta poate, poate nu e bine să să construim relații de încredere în oameni, cât în instituții. O, oricât, de mult, oricât de mult m ar încânta ideea, oricât de mult mi-ar plăcea să avem oameni providențiali care să vină și să ne salveze, nu există. Nu există. Nu, e nevoie de instituții. Acolo trebuie să știi că, în momentul în care ți se întâmplă o nenorocire de asta, te duci la instituția cutare și ăia au obligația, prin fișa postului, să răstoarne lumea asta cu sus în jos, să vadă care e vinovați și să repare, să, să, să dreagă situația. Ei, în momentul în care spui speranțele într-un om, oricât de bun ar fi, oricât de minunat ar fi, oricât de istoricului istoricul îl are în spate, la un moment dat poate să apară ceva. Habar n-am. O slăbiciune, o teamă, o indiferență, o durere în, 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 în orice. Nu ți pui speranțele în oameni. Dar pentru asta trebuie să învățăm pe copiii ăștia de mici. Mă, tătică, deci tu când ai să crești mare și ai o problemă de genul ăsta, sunt trei instituții la care poți să suni în secunda 2. Asta trebuie să învățăm. Educația sexuală... Da. Și instituțiile alea să facă ceva. Și să facă ceva, evident. Pentru evident. că victimele nu reclamă, pentru că avem în ultimii trei ani patru dosare și o singură condamnare. Da. Din nefericii. Din 99 de plângeri făcute, ajunse, dosare. Adică, băi, este Da, da nu, e, așa. e scandalos. Adică... Da, și dacă, dacă mi-amintesc bine, cred că există și un caz destul de, de cunoscut al unei doamne judecători care, la un moment dat, chiar aproape că justificase abuzul împotriva unei fetițe de 11 ani. Sper să nu greșesc. Cred că da. a scris la un moment dat în, în motivarea aia acolo că, păi da, a fost consimțământ. Da. Exact. Tu, de, tu judecător, tu judecător, tu da, 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 da un copil de 11 ani ca, ca a avut consimțământ. Da, da, exact. Acolo uh, a avut discernământ și că a consimțit. A, da, nu, acolo nu, de... nu mai e prostie. E, e nesimțire, da. E crută, ticăloșie, acolo. E ticăloșie, foarte, rău da, de da, tot. Da, nu ai da. cum să spui așa ceva. E, mă rog. Asta este problema principală legată de instituțiile statului, adică în primul rând curățate de specimene de-astea, că nu e nicio pagubă, serios, adică în definitiv trebuie să faci o evaluare de-aia serioasă, așa, știi, băi, ia să vedem. Uh, profesorul cu tare, medicul cu tare, judecătorul cu tare, ia să vedem, voi ce rol aveți aici? Cine păi? să facă evaluarea ta? A, asta, e o, asta e o chestie, asta e o... Uh, că nu, evaluarea nu, nu, nu. la noi să, o, o să vină să o facă Ciolacu, <laughs> o să vină să o facă uh, Ciucă, o să vină să o facă cine? Aceasta da, e nu n-am un răspuns la întrebarea asta. Nu știu, cred că aici ne blocăm. Aici da. ne blocăm. Conversația noastră a început pe, 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 de aici, și Ce, Dumnezeu, ce n-ai din face? De unde începem? Știi? Și tot aici o terminăm. Da, tot Suntem, aici blocați. De... Da. Suntem blocați, da. Suntem Ce ce uh, sfat le da pe de o parte uh, profesorilor uh, și pe de altă parte copiilor care au început școala? Profesorul le-aș spune să se uite la copiii ăștia uh, ca, la, ca, la, ca la niște oameni care merită o șansă, care merită încredere, care merită un pic de rădare. Nu o să le iasă întotdeauna. Școala nu e, nu e ca o competiție în care trebuie să ieși primul, trebuie să fii primul, trebuie să iasă totul perfect. Fraților, nu o să iasă totul perfect. Ok, nu e nicio nenorocire. Mai stai cu copilul ăla și mai încearcă o dată și mai explică o dată. Și mai, nu știu, ai un pic de răbdare și un pic de blândețe. Zi o vorbă bună. Învață-l pe copilul ăla că la sfârșitul zilei se duce acasă și zice și el, păi sunt și eu bun la ceva. Iar copiilor le-aș spune să creadă cu toată încăpățânarea în, în șansa lor. Și chiar dacă toată lumea din jurul lor nu, nu le dă nu le oferă oportunitatea asta, creditul ăsta că mă, măcar ei să creadă în asta. Bă, nu mi-a ieșit acum, ok, nu mi-a ieșit nici mâine, nu mi este nici poimine, dar odată și odată tot o să miasă. -mi să aibă încăpățânarea asta, să încerce 2000 de, de ori, că odată și odată o să reușească și o să ajungă la concluzia, că sunt și eu bun la ceva. Cred că m-aș bucura enorm dacă ar pleca la drum, măcar nu ăsta școlar cu ideea asta. OK, mersi mult pentru prezență. Baftă în continuare cu uh, uh, tot ceea ce faci și cu uh, tot uh, tot ăsta pentru o educație mai bună și noi încercăm să facem treaba asta și uh, da, remarc și eu că au apărut din ce în ce mai multe voci, adică nici eu nu mai am cumva impresia asta pe care o aveam acum vreo 5, 6, 7 ani. Bă, urlu ca idiotul, știi? Aduci ideile astea, vorbești despre cărți, despre tot felul de, uh, uh, de oameni, știi? De Sir Ken Robinson și toată lumea. Hai să facem, să dregem. Și aveam impresia asta acum vreo 7 ani. Bă, dar nu e... Ce dracu sunt? Știi? Și acum oh, e ok, din ce în ce mai multe voci, cum ai remarcat și tu, încep să apară din rândul profesorilor, din rândul uh, educatorilor, oameni interesați, super uh, pasionați, dar nu mai e atât de important să fii uh, uh, să ai harul ăsta, ci să dobândești da. uh, 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 abilitățile astea de care ai nevoie. Uite, l-ascultam la, la Huberman pe un tip de la Yale, care conduce uh, partea asta cu inteligența emoțională, Bracket, îl cheamă, îi citesc acum o carte, este, este extraordinar, și zice, bă, asta cu inteligența emoțională, ok, cum e, suntem în stare să interpretăm, să facem, să dregem, să ne raportăm la emoții, la sentimente și la tot. ce are, zice, pentru mine este un set de abilități, foarte mișto, zice el. Și asta cred că ar trebui, mă gândeam fix la profesori că am uh, ascultat interviul ăsta în ziua în care a început școala și mă gândeam așa, în timp ce ascultam, uite bă, câți dintre profesori aplică grila asta și, și reușesc să aibă aceste abilități și, și toate abilitățile astea sunt sub un acronim RULER. Știi? Să recunoști după aia emoțiile, știi, îi citești pe oameni, mă uit la asta. e interesat, nu e interesat, de ce mă mănânc eu aici, arahat, nu știu ce. Foarte interesant să reușești să îi citești pe copii, când îi vezi no, pe aia no, și așa, no. aia, bă, tu să ajustezi un pic. După aia trebuie să înțelegi, știi, uh, ruler U, uh, understanding, știi, să înțelegi emoțiile ale tale, ale celor De ce mă simt așa eu acum, în acest moment? Cum să o simți la Ce faci? Uh, 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 apoi... Uh, 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 e să pui o etichetă Labeling, știi? Uh, să pui această Să știi Să pui cuvinte Ce ziceai tu O da. la un copil Bă, știi ăla să articuleze Ce-a citit Ce-a învățat Știe să vorbească despre asta Știe să pună această uh, uh, Etichetă, ok Ceea ce mi se pare uh, uh, Extraordinar, știi? Apoi să știi să Exprimi da lucrurile astea ă, 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 extraordinari și, și să regleze. Adică, super, ok, știi, și nu avem, dacă am avea aceste unelte, inclusiv la catedră, la, la profesori, ar fi puf, ă, extraordinar. Îți spuneam că sunt optimistul de serviciu. Hai să, hai să sperăm, hai să sperăm okay. că măcar odată și odată așa o să ajungem să vedem așa. Dar da, da, tu ziceai la un moment dat că pare că nu ne aflăm pe niciun drum. Acum, în momentul ăsta, da. Mm -hmm. Îmi păstrez optimismul ăla cu încăpățânare și cu o doză de naivitate, dar în acest da. moment, cu toată onestitatea, spun că simt o resemnare națională, așa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mai ales că nici configurația politică, asta care se anunță, nu e neapărat una care să anunțe schimbări dramatice și va să zic, a ce să zic, vreo 5, 6, 7, 8, da, da. <laughs> da, 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 această păstrare a status globului. Pe de altă parte, să schimbă iară, schimbăm, iară bacul, iară discutăm, iară, nu știu, evaluarea, iară, la fel, da, lucruri da, nu care... Sunt, da, dar nu sunt schimbări structurale, nu sunt schimbări de formă, mm -hmm. sunt uh, briz brizuri de-astea, zdringhi-zdringhi de-astea, hai să mai... Da, să avem despre ce discuta. Da, 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 așa, nu, 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 schimbările schimbările de, de, de structură, ale sistemice, sunt cele de care vă povesteam un pic mai devreme. Să facem, să, să schimbăm acazul așa, la 180 de grade, de la nenorocirea asta cu... Cu competiția asta toxică la abilitățile alea uh, care ne vor, le vor trebui copilor peste 20 de ani. Mm -hmm. da? e, ori pentru schimbarea asta de macaz e nevoie de voință politică, viziune politică, de schimbarea mentalităților în rândul părinților, profesorilor, da? celor, celor care au drept de vot... Trebuie să-și dorească lucrul ăsta, că dacă te duci la vot numai cu ideea că uh, uh, ceri politicianului uh, uh, autostradă spre Prahova ca să mergi la un grătărel, să nu știu ce, atunci ce să vezi? Cam asta e să primești. Dar hai să cerem un pic cu mai multă fermitate. Domne, vreau și o școală de secol 21, da? Nu mă pricep, nu sunt expert, dar uite, te votezi pe tine așa, uite, treaba ta de acum în mandatul ăsta, ia, vreau să văd o școală modernă, vreau să văd profesori bine pregătiți, vreau să văd că merge copilul la școală și că iese și zâmb... nu neapărat zâmbi, dar vreau să-l văd curios, vreau să văd, că mă întreabă, că s-a stărnit ceva în mintea lui, dacă Că poate nu întotdeauna o să ia numai note mari. Da? Ideea de curiozitate și de stârnit emoții de astea, oriceva, Așa, da. nu e dată numai de note mari. Asta și vreau să văd de la școală. Ei, factorul politic cu schimbarea mentalităților din, din, partea noastră a tuturor, acum ar trebui să ne ducă în zona aia. Dar alea câteva voci trebuie să ajungă la un moment, trebuie să fie mai multe, și să ajungă, în punctul în care să fim o masă critică. Când vom ajunge să avem o masă critică a celor care își doresc lucrurile astea, ce să vezi că atunci o să facem atent. Și factorul politic care e foarte sensibil la lucrurile astea. Nu că l-ar interesa foarte tare, dar e sensibil la lucrurile astea. Îl interesează da. pentru voturi. Exact, exact. Da. Bă, asta vreți? O, ok. Ia să vezi cum se schimbă lucrurile. De asta îți spun că vocile astea, oricât de, nu știu, ră, sună sună, sună, sună ca și cum ca nu da. suntem foarte mulți, dar sunt foarte importante. Ei, uite, un pic azi, un pic mâine, un pic poimine, să mai adună 2 și mai sunt 5, mai sunt 10, și poate nu așa de, de la o zi la alta, dar poate într-un an, poate în doi, poate în trei uh, Și sunt schimbări, sunt schimbări care încep să se simtă în școli. Mm -hmm. da, Să-ți să dau un exemplu. În urmă, cu, în urmă cu câțiva ani, îți spun că am trecut eu prin, mm -hmm. prin etapa asta, așa a profesorului care dădea bine pe Facebook. Recunosc, bă, era o vreme în care, bă, mă încânta chestia, bă, ce mișto era, adică, bă, mergeam la, făceam tot felul de chestii și dă, dă bine așa într-o poză pe Facebook, știi? Între timp mi s-a făcut lehaminte nu mai, nu asta, nu asta are, nu contează, nu asta contează, știi? Trebuie să dai acțiunile astea ale tale, trebuie să aibă impact, să aibă profunzime și la un moment dat nu mai pus să mai nici nimic pe Facebook, nimic. Dar, bă, vorba lui, vorba lui Titu Maiorescu, știi, până la urmă, dacă aduci forma, la un moment dat, vrând nevrând, vine și fondul, știi? Ok. E, dacă oamenii încep să fie sensibili, la, încep să fie sensibili, de bine să vorbești să vorbești despre starea de bine în școală, dar încet, încet, vrând nevrând, dacă tot vorbești de ea, dă prost să nu și faci ceva în clasă. Nu? Și dacă fac unu, face unul, fac doi, fac cinci, fac zece, fac nu știu ce, încet, încet se creează acolo o comunitate, mai schimbăm idei, se mai întâmplă lucruri, ceea ce e bine. Da? E, a, asta îndrăznesc eu să sper pentru că au apărut insule de, insule de normalitate. Nu, să nu-ți să nu faci mm. să, să imaginezi asta că cine știe ce chestii deosebite se întâmplă acolo. Nu e nimic deosebit. Sunt chestii normale într-o comunitate educațională, într-o școală. Și când văd că încep să apară din ce în ce mai multe, de asta spun de masa critică, am, am convingerea asta că într-un timp, nu-mi dau seama, mai scurt, mai îndelungat, la un moment dat o să ajungem să avem masa aia critică. Și atunci factorul politic, vrând nevrând, va trebui să țină cont de asta. Exact. Să sperăm că vom ajunge cât mai repede la acel tipping point, nu? Cum îl numește da, da. Gladwell, da. Ok, bine. Mersi mult pentru prezență. Mulțumesc, Hai că o terminăm așa și așa optimist un pic. Hai că nu sunt toate negre în țara asta, da? Ok, mersi mult. În regulă. Mai mulțumesc mult și